urmează. Moderatorul acestei secțiuni este domnul Cereteu. Moderatorii și preiau locurile. Deci, aș vrea doar o mică paranteză. Deci, ne avem în sala Arte și Cărți, recent renovată. Simpoziorul nostru are onoarea să inaugureze această sală un alt aspect. Ne bucurăm foarte mult și mulțumim administrației tuturor colegilor care au putut să pregătească această sală în ajun de simpozion. Și pe pereți avem acum expus o expoziție nouă, drăguță, călduță, cum se spune, aseară instalată, a galinii artistei plastice Galina Vieru, care ne bucură și sperăm foarte mult că va încălzi sufletele cu aceste peisaje frumoase pe care le putem admira pe parcursul acestor zile a simpozionului. Mai organizatori. Bună ziua, continuăm ședința de astăzi a sesiunii, a cele de 3 zile pe ediție a sesiunii Valori Bibliofile, a simpoziunilor Valori Bibliofile. Avem adunat aici mâncărâni și frumoasă, comunicări foarte interesante în cadrul primei secțiuni sau, da, în primii secțiuni, parte a tu, mai întâi de toate vreau să vă spun că în cadrul părții întâi iusesc maicile de la Mănăstirea Agape și nu vor fi prezente. Aveau comunicări destul de interesante și chiar a fost de acolo, chiar că era întrebări. Din păcate, nu sunt astăzi. De aceea vom deplasa în secțiunea din partea a doua, pe cineva în această dată aceste secțiuni, deja mergem cu o următate cu oră mai repede. De la bun început, vreau să ofer cuvântul domnului academician Ișan și doamna Valentina Ișan, care au o comunicare foarte interesantă și am să vă spun de ce trebuie Moldoveanu și începutul scrisului în limba română. Acest Filip Moldoveanu este, după nume, din Moldova, de pe Părțile Sfântului, care a dorit cărți în limba română în Transilvania. Și iată că domnul Ișan, doamna Valentina Ișan, țin că acest Filip Moldoveanu a fost primul fotograf de origine moldoveană Scuzați, vă rog, că nu e individul de personaj așa care vă schimb în fața dumneavoastră. Eu numai atât am vrut să fac un mic introducere la comunicarea noastră, pe care o să o primim de Valentina. Știm foarte bine că primul text cunoscut în limba română este scrisoarea lui Iacșu din Călătorii, din 1521. Scrisoare scrisă cu aceleași caractere slavonești, ca și vechile texte în limba slavonă, în țările române. Dar cine a tipărit primele pagini în limba română? Iată, despre lucrurile astea se știa foarte puțin sau deloc. Și, de fapt, numele acestui mare cărturar al nostru era trecut sub tăcere, mai ales până la 90-91, fiindcă el a activat în alt spațiu românesc și că a tipărit în limba română în Transilvania. Și atunci, el nu a făcut parte, dacă o să deschideți orice istorie a RSS moldovenești, nu o să găsiți numele. Deci, noi, într-un fel, nu mai vrem să spunem
pe cine a fost Filip Modoveanu, dar și să reabilităm pentru cultura și scrisul românesc în general, dar și cea din Moldova. Și iată, Valentina o să oprească la această personalitate care a privat în mai multe întrețăvane în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Vă mulțumesc! Trecerea la limba română, apoi și renunța definitivă a acesteia în cultura scrisă din țările române a fost un proces îndelungat și destul de contradictoriu, desfășurându-se pe parcurs de peste două secole. Deși în documentele emise de cancelarele domnești ale țării românești și moldovene, texte ortografiate în limba slavonă cu caractere chirilice se întâlnesc cu unele noțiuni românești. Totuși, primele acte în limba română apar în primele decenii ale secolului XVI. Cel mai vechi dintre acele cunoscute până astăzi este scrisoarea lui Neașu din Câmpul Rupi, din Malachia, către juntele Brașovului Iohannes Bentner, din 29-30 iunie 1521, scrisoare ortografiată cu aceleși caractere slavone cu care erau copiate cărțile și elaborate documentele din epocă. Se mai cunosc și alte documente scrise din secolul al XVI-lea în românești, cum ar fi Saltirea Voronițeană, circa 1551-1558, și Codicele Voronițeană, 1563-1583. Deși mai multă vreme s-a considerat că primele tipărituri în limba română le-a efectuat diaconul transilvanean Coreții, sub influența directă a mișcărilor reformatoare în Biserica Romano-Catolică din Occident, în urma cercetărilor efectuate de alți istorici, dar mai ales de subsemnați, s-a ajuns la concluzia că pioneratul în această privință aparține lui Filip Moldoveanu, la activitatea căruia ne oprim în continuare. Primul efort al bibliofilelor ruși din a doua jumătate a secolului XIX, care de altfel primii au pus în circuitul științific informații despre tipăriturile lui Filip Moldoveanu, precum și ale mai multor generații de cercetători români, viața și activitatea lui Filip Moldoveanu, anul nașterii nu este cunoscut, anul decesului, presupun 1554-1555. Zic, pe diferite planuri s-a profilat destul de clar viața lui. Pornind de la acel moldovean sau moldoveanul pe care și l-a tipărit în posfața evanghelială din 1546, alături de numele său de botez Filip, mare majoritate a istoricilor care s-au aplicat asupra moștenirii sale consideră că ar fi mai curând un român de o vârstă din țara Moldovei, poate chiar din unul dintre orașele sau târgurile din nord-vestul țării cu populație heterogenă de români, germani, unguri sau alte nații. Aceeași împrejurare a favorizat pe cunoașterea limbii române materne și acelei germane în dialectul sașilor așezați în acest spațiu. S-a stabilit cu deosebită claritate că el a ajuns la Sibiu, orașul se mai numește Hermannstadt, prin 1521, când la sigur ajunsese la o vârstă a maturității, unde a activat până la sfârșitul vieții sale, cum a spus, 1554-1555. Ce l-a determinat pe Filip să se stabilească la Sibiu? Aceasta a putut să aibă loc fie prin legăturile permanente, politice, comerciale ale românilor, de o parte și de alta ale Carpaților, fie printr-o legătură de prietenie pe care o avea de acasă sau de pe timpul aflării la studii cu persoane din linii sesesc transilvaneană. La Sibiu, el a fost angajat cu salariu la cancelarea magistratului sibian, unde a îndeplinit funcție de scriv, traducător de acte în limba română, germană și slavonă. Întrucât a activat timp îndelungat, putem afirma că s-a bucurat de încredere și apreciere din partea conducătorului magistratului din Sibiu, ca un bun cancelarist și diplomat. În actele sibiene, el este cunoscut cu numele de Filip Victor, Magistro Victoro Filippo, Filip Moller, iar în relațiile cu românii, precum și în tipăriturile sale, el se prezintă cu numele de Filip Moldoveanu, sau în slavonă sună așa, azi Filip Moldoveanu, potrudiște-se să vășite knigi sia. Începe din 1537, el a trimis
el a fost trimis în mai multe misiuni diplomatice și de recunoaștere în țara românească, în condițiile menținerii pericolului în cursiunilor otomane în Transilvania. Totodată a primit și a găzduit în locuința sa din Sibiu pe mai mulți boieri și trimiși ai domnului Muntean. În ultima perioadă a vieții a realizat și câteva tipărituri, dintre care sunt cunoscute cert un catehizis românesc, editat în 1544, toate la Sibiu, că s-o sfie editat la Sibiu, după unii istorici un catehizis luteran, iar după alții s-a fi un catehizis ortodox, care s-a dovedit a fi prima carte tipărită limba română în întreg spațiul românesc. Un evangheliar slavon, tipărit la 1546, și un evangheliar biling slav-român, între 1551-1553. Atât informațiile documentare, cât și însemnările de pe tipăriturile lui Filip Moldoveanu arată că acestea au circulat în toate trei țări românești. Ori, prezența unor însemnări cu numele lui Gheorghe Rapăți, principia ta Sevalie, 1630-1648, al lui Ștefan Lucu, domn al Moldovii, 1659-1661, sunt destul de grăitoare în această privință. Faptul că exemplarul de la Sankt Petersburg, filele lipsă, filele lipsă au fost completate în secolul al XVIII-lea și altele copiate de mână arată că acest evanghelar a continuat să fie în folosință încă mult timp după editare. Se admite că tipografia de subtească publicării au ieșit aceste cărți a activat chiar în locuința sa din Sibiu, iar după alții în tiparnița lui Lucare Stropovie, care activa în aceeași urbe pe la 1528-1529. Drept dovadă că el și-a realizat tipăriturile sale la Sibiu este includerea stemii acestui oraș în frontispiciile la cele patru evanghelii ale ediției din 1546, servindu-i drept model blazonul Sibiului de pe harta Transilvaniei întocmită de Iohannes Hontanus, Basel, 1532. Cercetările au mai arătat că Filip Moldoveanu a fost un gravor exclusiv și original. Xilogravurile care ilustrau tipăriturile sale au fost executate de el personal. Se consideră că includerea în ediție din 1546 a chipurilor gravate ale evangheliștilor la începutul celor patru evanghelii este unica în tradiția tiparului din secolul al XVI-lea la slavii din sud și la români, accentul punându-se pe individualizarea figurilor. În același timp, a fost apreciat rolul și locul activităților lui Filip Moldoveanu în istoria tiparului și culturii românești în general. Din mai multe publicații ale istoricilor români se desprinde ideea că el a conlucrat în deplină înțelegere atât cu directorii magistratului Sibiului, cât și cu cei de un neam cu el, fiind vorba atât de românii din Transilvania, cât și cu cei din spațiile extracarpatice. Cu toate că a viețuit timp îndelungat în mediul sesesc transilvanian, cuprins de reforma religioasă luterană, mai curând a rămas fidel confesiunii ortodoxe în care a crescut de copil în familia sa din Moldova. Aceasta din urmă împrejurare l-a îndemnat în ultima parte a vieții să ajungă la cunoștința că trebuie să contribuie cu ceva pentru cei de un neam și o credință cu el, drept dovadă fiind și imprimarea stelei Moldovei în una din paginile Evanghelialului Slavon, 1546. Și dacă pentru tipărirea catehismului a fost remunerat, căci probabil realiza o comandă a magistratului sirian, apoi tipărirea Evanghelialului Slavon și acelui biling slav-român s-a făcut din propria inițiativă, împrumutând în acest scop 100 de florini, sumă considerabilă de acel timp. O altă concluzie la care au ajuns predecesorii noștri e că Evanghelialul Slavon din 1546 reprezenta o retipărire a textului Tetra Evangheliului lui Macarie din 1512, dar cu un alt corp de litri slavone care se deosebește atât de cele ale lui Macarie, ale lui Lubavici din țara românească, cât și cele ale altor tipărituri slavo-române din Transilvania. De unde a ieșit?
că Filip Oldoveanu a confecționat personal materialul tipografic, având drept model caracterele frontispiciile și inițiale din aceeași tipăritură a lui Macari. Evanghelarul slavă român din 1551-1553 este tipărit cu aceeași literă slavonească turnată în aceeași matrice ca și Evanghelarul slavon din 1546, dar șlefuită mai neglijent. De aceea, calitatea tiparului din 1551-1553 este inferioară celei din 1546. Specialiștii români au constatat că unele diferențe redacționale în text, iar cei din Sankt Petersburg au identificat și unele diferențe de garnitură de zaț, precum și în drept urmare, ediția bilingvă aproape că nu a fost pusă în circulație și de aceea a ajuns până azi doar într-un singur exemplar, dar și acela incomplet. Astfel, excursul asupra activității și vieții lui Filip Moldoveanu în Sibiu arată că el a fost, după cum a mai subliniat, un intelectual deosebit de pregătit și apreciat. În asemenea condiții, nu putem ne pune firească întrebare. Unde a fost educat și unde a studiat primul tipograf în limba română? Întrucât s-a admis că Filip era de obârșie moldoveană, la rândul nostru putem considera că se născuse pe la sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare, unde intrase deja în tradiție ca domnul țării să aibă în serviciul său o seamă de intelectuali români sau străini pe care îi antrena în activități de cancelare la început ca digheci, pisari, traducători, apoi ridicați în rangul dregătoriești de locurfeți, cum ar fi, de exemplu, Ioan Dobru, Toma, Ioan Tăuto sau Ioan Samblac, sau genovezul Dorino Cataniu, care uneori erau primiși și în importante misiuni diplomatice, la fel ca și Filip Moldoveanu în Transilvania. Un alt exemplu de intelectual, nu se cunoaște numele, de la curtea lui Ștefan cel Mare, la sigur un etic german, mai curând din partea locului, traducea în slavonă sau de pe un intermediar latin, în limba germană, pe la 1502, cronica brevită. Putem admite că Filip, ca și alți intelectuali din această epocă, a studiat la început într-o școală de slavonie sau de latinie, care se întâlneau pe aici, colo, în orașele, târguri și mănăstirii țării Moldova. Poate acel Baptista Italus de Vincentu Magister in Diversis Artibus, care se stingea din viața la Suceava la 1512, se ocupa și de întâlnirea copiilor unor târguriți cu o anumită pondere în societate. Ori, de atunci, se obișnuia să-și instruiască odrasele oamenii cu o bună stare materială din rândurile orășenilor și ai poleniei locale. Pe lângă acestea, este cunoscut că și unii tineri moldoveni și eslavi își continuau studiile pe la unele universități, cum ar fi cele din Cracovia, Praga, Viena. În prezent, aproape că nu se pune la îndoială faptul că asemenea personalități culturale și fondatori ai tiparului țărilor de origine, cum ar fi Francesculina sau Ivan Fiodorov, ar fi studiat în una din universitățile mai sus arătate. Ivan Fiodorov, de exemplu, primul tipograf rus și ucrainean, este identificat cu Ivan Moskvitin, înscris în listele studenților universității din Cracovia. Nu exclus că și Filip și-a luat cel de-al doilea nume moldoveane în mediul universitar cracovian pentru a-i se distinge obârșia, unde și-a aprofundat cunoștințele în teologie și în limba latină, dar și de tipograf, căci tiparul pătrunsese masiv cu ultimicenea secolul XV, începutul secolul XVI, mai ales în mediul cracovian. Tot în acest mediu, pe la 1491-1493, au fost tipărite primele cărți ale lui Macarie. După mai multe discuții care au durat decenii la rând, s-a ajuns la încă o concluzie importantă și anume că la baza traducerii în limba română a Evanghelarului slavă română din 1551-1553 a stat ediția sa din 1546, precum și textul german al traducerii în Mater Luther
a Evangheliei și că tălmăcirea s-a făcut puțin timp înainte de tipărirea cărții, adică în anii 1546-1550. Întrucât traducerea conține numeroase modernisme, se înclină spre aceea că textul a fost tradus chiar în mediul modernist, din prima jumătate a secolului al XVI-lea sau chiar de Filip Moldoveanu. Nu este exclus că de alegerea textului Evangheliei Slavonii din 1546 și de traducerea din Slavon în română celui din 1551-1553 s-au ocupat personal Filip Moldoveanu, fie de unul singur, fie ajutat de preoți, ortodoxi români din Rășinare de lângă Sibiu sau de cei de Șcheie Brașovul, care de asemenea, precum se cunoaște, erau atrași în activitățile de cancelare ale acelor două orașe. Atât pregătirea și tipărirea, cât și traducerea unei asemenea lucrări complexe, cum este evanghelialul, necesitau ample cunoștințe de teologie și de limba slavonă și materie, ceea ce din nou sublinează cultura teologică și cărturărească deosebită a lui Filip Moldoveanu. Cu siguranță, el era un poliglot cunoscând limbele română, germană, latină și slavonă, însușind pe lângă acestea și întreg spectrul de activități tipografice. Numai asemenea cunoștință de limbă și de conținut a Sfintei Scripturi au permis lui Filip Moldoveanu să intervină cu redactări și precizări în textul Evangheliei publicate de el. Adică nu a preluat mecanic tot de lucrările numai care după ediția din 1512. Prin urmare, era un intelectual deosebit de instruit pentru acele timp. În ultima vreme au fost exprimate părerea pe cum că Filip Moldoveanu nu a reușit să ducă la capăt tipărirea Evanghelianului Slavonului din 1551-1553 și poate că de aceea a ajuns până la noi doar un singur exemplar. Dar și acela incomplet. Cunoscând doar Evanghelia după Matei, se prea poate că această opinie să aibă temeri reale, întrucât pregătirea unei asemenea monumentale ediții de limbă, care trebuia să aibă peste 1000 de pagini, ca exemplu, ediția Slavonului din 1546, număra mai 580 de pagini, necesita o îndelungată și susținută muncă de pregătire pentru tipare. În aceste condiții se prea poate că Filip Moldoveanu s-a stins din viață, pe când muncea la pregătirea pentru tiparea Evangheliei Slavă Română, reușind să tipărească doar una din cele patru Evanghelii. Întrucât nu s-a mai găsit nimeni să-i continue opera, lucru asupra acestei de urmă tipărituri a rămas neterminat. În cele ce urmează, ne-am propus să continuăm munca de sistematizare a informației privitoare la cele trei tipărituri al Filip Moldoveanu, punând latinerie, catalogele și literatura de specialitate în știință europeană. În urma investigațiilor noastre, am constatat că acestea s-au păstrat într-un număr foarte limitat. După cum urmează, Catehizisul din 1544, ediție cunoscută doar după surse documentare. Nu s-a păstrat nici un exemplar. Cetverul Blagovestii. Noi am numit-o tot Evanghelia Slavă, 1546, sunt cunoscute cert trei exemplare în primul exemplar se păstrează la Biblioteca Națională a Rusiei din Sankt Petersburg, fost născut în Poșină, la cota 1.1.5, cunoscut din a doua jumătate secolul nostru de bibliografii ruși și din primele decenii secolului 20-le de cercetătorii români. În 2009, noi, cu ocazia delegației noastre la Sankt Petersburg, am văzut acest exemplar de edisul și l-am deschis mai multe, dar comunicarea noastră nu am văzut acestor la acestea. Doar nu m-am menționat că este o însemnare din domnia lui Ștefăniță Rupu, pe această carte. Așa. Al doilea exemplar este cunoscut din 1883, conform informației puse la dispoziție de specialiștii ucraineni, astăzi se păstrează la Biblioteca Episcopiei din Ujgorod. Un timp în 1853, nu 800. E cunoscut exemplar din 1883. Un timp în perioada postbielică, exemplarul s-a păstrat la Biblioteca Științifică a Universității Naționale din Ujgorod.
Al treilea exemplar se păstrează la Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Belgrad, Sârbe. Conform informației incluse în Bibliografia Românească Veche, volumul 4, editat la București în 1944, s-a considerat un timp că ar fi existat un al patrulea exemplar al Evanghelierarului din 1546 și că s-ar fi păstrat la data publicării volumului al patrulea în Muzeul Național din Budapest. Unii istorici români au considerat că exemplarul cauză provenea din Biblioteca Episcopală din Ujgorod, dar alții că ar proveni din colecția bibliografului român de origine bărnițeană, dr. Iuliu Tudorescu, sau Teodor, stabilit la Budapest, care a dăruit bogata sa colecție de carte Bibliotecii Muzeului Național Maghiar de Budapest. Dar examinând catalogele acestei unicale biblioteci și chiar colecția lui Tudorescu, nu a fost existat o asemenea exemplar. A doua carte, Evanghelia Slavă Română din 1551-53, a treia, pardon, da, de ea, s-a păstrat doar un singur exemplar și acela cu el. S-au păstrat numai 116 filme. L-am văzut la revizionare. Și acesta, în posesia Bibliotecii Naționale a Rusiei, din Sankt Petersburg, la cota 139. Cunoscut din a doua jumătate a secolului al XIX de biografii ruși, iarăși biografii ruși din Stockholm. Și doar din la primele decenii secolului al XX de cunoscuți bibliografi români. În 2009 la fel am văzut și acest exemplar și iarăși l-avem descris doar numai cu altă publicație. Și vreau să închei cu concluzia asta. Filip Moldovean, intelectual de obârșe Moldovean, s-a înscris în istoria română ca un bun cancelarist și diplomat la Sibiu, dar mai ales ca tipograf al primelor cărți pe limba română. Mulțumesc! Mulțumesc pentru o contribuție valoroasă la istoria Bibliotecii Moldoveană. Colegii Finanța Iurea au editat acum principale a noua ediție a cărții tipograf, gravori, o carte foarte importantă pentru cei care cercetează istoria cărții și, din păcate, multe informații care se publică la noi, inclusiv cu Filip Moldovean, au fost lipsești. Este descris activitatea lui Filip Moldovean, însă această lucrare, eu cred că prinde foarte mult bine aceste lucrări care s-ar cer și ar trei ediții, mai ales că în lucrare nu sunt tipografii de la Chișinău. Lipsesc cu desăvârșire, chiar dacă lucrarea cuprinde cadrul cronologic de la 1508 până la 1830, în cartea românească veche. Vă mulțumim pentru comunicare interesantă, domnul Valeșanu, și vă doresc succes în continuare. Iar noi, în continuare, continuăm lucrările sesiunii cu tema limba română în Basarabia din înțelegări dedicățile de secolul al XIX-lea, pe care ne-o va reauta domnul Igor Cerepel, doctor de asistat, din cadrul Institutului de Istorie a Scripturii și Cercetării. Vă mulțumesc frumos! În ultimul decenie sunt preocupat de carte, de copac, de tot ce avem în patrimoniul nostru bibliofil din Republica Moldova. Am cercetat mai întâi cărțile din colecția din Chișinău, apoi m-am extins asupra unor biserici mai încoace și asupra mănăstirilor. Am intrat câteva cataloge de carte și am urmărit nu doar circulația cărții în spațiul nostru, a cărții românești în spațiul nostru din trei chestii pluri, dar și alte probleme care sunt reflectate în semnări de manifest, precum sunt așa cum a spus circulația cărții, probleme de seismologie, de altfel aceste probleme numai în însemnările dintre cărțile vechi, probleme de meteorologie cotidian și în ultimul rând mi-a atras atenția și subiectul situației limbii române din Basarabia, mai ales în secolul al XIX-lea după ocuparea acestei provincii de Imperiul Țarist. Așadar, până la anexare, situația limbii române în Basarabia, potrivit însemnărilor, pentru că însemnările erau scrise
de oameni știutori de carte, de oameni care știau să scrie, să citească. Nu aveau prea multă cultură a scrisului sau a cititului, dar unele concluzii în privința asta au fost trase și pe internet. În primele decenii, chiar și după anexare, situația limbii române, limba slavă, nu se schimbă mult prin însemnări. Nu am întâlnit însemnări în limba rusă sau cel puțin calchiate, cumva în limba rusă, până pe la mijlocul secolului al XIX. Începând cu mijlocul secolului al XIX, aceste însemnări apar sporadic. Dar ele sunt scrise foarte scurt, din câteva cuvinte. De exemplu, sia, книга, принадлежит монастырь Кутали. De asemenea, odată cu împlinirea Monastirii Nouă Neamță în Pazărate, aici numeresc un număr foarte mare de cărți românești și mai ales rusești slavonești. Aceste cărți vin cu însemnări scrise deja în limba rusă, sunt scrise corect în limba rusă, nu avem dificultăți în scriere, pentru că ele au fost aduse din spațiile slav, la Mănăstirea Neamț. La Mănăstirea Neamț existau foarte mulți călugări care cunoșteau sau erau chiar originari din spațiul rusesc, sau este slav, ai zis, până la actual ucrainesc și din Rusia, stabiliți la Mănăstirea Neamț, mai ales odată cu Paisie Grecicoțu. Și iată, aceste cărți au ajung aici la noi. Ceea ce am constatat, vă spun, și pe cărțile românești, și pe cărțile rusești, este scris însemnarea în limba română, tradusă în limba rusă, într-o rusă impecabilă. Iar și același Antonic Popovici cunoștea la perfecție limba rusă, era un slavofil, să spunem așa, rusofil învederat, nu ceva a trecut cursul după reformele Alexandru Ioan Cuza și a dus cu el aici și manuscrise pe care le-am văzut, o parte chiar le-am văzut aici în expoziția verbisată astăzi. Situația se agravează în special în timpul episcopului arhiepiscopului Pavel Lebedev. Iată, din anii 70-80, situația se schimbă. Pe cărțile românești, deși intensitatea însemnărilor în această perioadă, după mijlocul secolului al XIX-lea, nu este atât de profundă, aceste însemnări încă sunt. Sunt însemnări mai mult de apartenența cărților, posesorilor cărților. Și aici întâlnim destul de multe greșeli de scriere a însemnărilor în limba rusă, dovadă că autorii acestor însemnări nu cunoșteau prea bine limba rusă. Cu atât mai mult, în unele cărți apar și dicționare, așa numite dicționare, unele cuvinte. De exemplu, pe o liturghie tipărită la Iași, în tipografia lui Luca Soteriovici, la 1747, și care se află în colecția de astăzi, în expoziția de astăzi, care merge să apară, este un dicționar, de exemplu, pe fila prima liminară, adică la începutul cărții, polița se cheamă porta, fereastra se cheamă ochna, ochii se cheamă glaj, cerăsnița se cheamă pierog, ață se cheamă nitchi, unghiile se cheamă palți, nasul se cheamă nos, ureche se cheamă oș, părul se cheamă vosă, vântul se cheamă veter, patul se cheamă corovan. De aceste însemnări întâlnim destul de, nu aș spune destul de frecvent, dar există. Note desfășurate, dar anumite cuvinte sunt. Tot în această perioadă apar în uzul limbii române de aici din Basarabia anumite cuvinte care vin tot prin intermediul, și prin intermediul cărții sau însemnări vândute pe cărți, cum ar fi princi, načalnic de mănăstire, stareț de mănăstire. La fel, însemnarea este scrisă în rusă, iar când ajunge la stareț sau la întâi stătătorul mănăstirii, se scrie
naceanic, monastirean. Există multe însemnări, relativ multe însemnări, unde unele cuvinte sunt scrise în rusă, iar altele în limba română, adică un fel de scriere mixtă. Iar și duce la concluzia că acest autor de însemnare nu cunoștea limba rusă, dar situația, împrejurările care l-au făcut l-au determinat să scrie însemnarea în limba rusă. Și aceste tendințe de mascărire a limbii române vin din centrele urbane și din mănăstiri, mai puțin în sate. În sate lumea mai puțin cunoștea, ca și în dezert de altfel, mai puțin cunoștea limba rusă și nu a pătruns degradarea acesteia prin însemnările de pe casă. De altfel, pe un pent posterior, părit la Iași, în tipografie mitropolitului în 1753, este o însemnare a lui Constantin Cheremon, care era preot în Bulcani, și scrie următoarea: «Sei knyga prinadlezhit Orgheiski uier Selenia Bulcani». Ceea ce este vorba de o calchiere, de o scriere greșită a însemnărilor manuscrise. Desigur, am mai multe exemple de aceste însemnări. Ca exemplu, pot să vă mai dau însemnare de pe un apostol scris la București în tipografie mitropolită în 1784. «Sie knigu sfătoi slujernic, copila ramba Boje Pelagie, usele bârnă la Kosarev». Un cuvânt așa, un cuvânt sare pe anumite cuvinte, deci dovadă că ei nu cunoșteau prea bine limba rusă, dar nu știu, sau că era o modă de a scrie limba rusă în calchial, așa cum o făceau. Sau o altă însemnare, 1877, tocmai din această perioadă, Tâșii Vasefrăți, Semțeți Simoi God, jitel satul Costuleni, Anton Toadea Cheliciu, jitel satul Costuleni. Există destul de multe însemnări, eu n-am să mă refer la toate, iată încă o însemnăretă. Kniga e Sfetou Apostol Pavel Ucenicu Iisusa Hrista na slovenetskom jezuku. Nasledstvo ostavili se od otca ta kniga so soответственности Ivana Dmitrievича Popovića. Eu cred că cu aceste exemple am să mă limitez, am să concluzionez că situația limbii române în pasarabilă prin însemnări deviază, mai ales în timpul lui Pavel Lebedev, situație care se corectează de la unirea Basarabiei cu România, deși deja în această perioadă însemnările sunt foarte puține din cărțile vechi. Deci după unirea la 27 martie 1918, practic nu întâlnim decât foarte puține însemnări. Iar perioada de grea încercare pentru limba română din Basarabia o putem considera ultimele decenii ale secolului al XIX. Vă mulțumesc frumos! Deoarece câțiva participanți anunțați astăzi nou cum să fie prezenți în cadrul reuniunii noastre, deci facem puține deplasări și o să rugăm pe domnul Tudor Ciobanu din cadrul Direcției Relații cu Publicul și Păstrări Serviciei Agenției Naționale a Arhivelor din Republica Moldova să ne prezinte tema dumnealui. Bună ziua! Subiectul pe care îl am discutat este un manuscris din fondul Mănăstirii Colomean. Regăsind materiale pentru expoziție organizată împreună cu Muzeul de Istorie Naturală și Etnografie, am în discuție cu domnul Teodor Candu, am observat un manuscris. Sigur că el este descrie arhivistică, este
colaborată de Valentina Pepin în catalogul general al manuscriselor, deci despre el se cunoștea, dar nu ne-a tras atenția alt moment. După titlul manuscrisului Istorisire pentru începutul creștinătății și a ierarhiei în Pământul Moldaviei și pentru toți metropoliții și episcopii, deci manuscrisul are 372 de file, așa ar fi pe jumătate de mileniu de istorie. Și din această lucrare, cam a șaptea parte, 70 și ceva de, 50 și ceva de file, sunt dedicate unei corespondențe din perioada războiului ruso-turc 1768-1774. Întreaga corespondență conține 29 de documente, din care mare lor parte se referă la anul 1769. Fiind interesat de această perioadă, și mai înainte am făcut anumite cercetări, anumite încercări de a depista documente. Sigur că la Moscova, în Arhiva Centrală Artelor Vechi a Rusiei, găsim documentele de aceste perioade, dar din anumite momente și obiective și subiective e cam greu accesul acolo. Cunoșteam de fondul de microfilme care păstrează arhivele statului București, arhivele naționale, am ridicat de acolo, am văzut microfilmele de acolo cu anumite însemnări, n-am identificat documentele despre care o să ne referim aici. Am mai văzut câteva colecții, chiar acum adică am revenit asupra lor, cum ar fi Uriparu sau lucrările lui Urechia sau din cele care se ditate la Chișinău în mai încoace, e vorba de imediat Rasie, Sfabriticele, Barba, Moldovska, Moldavskva, Naroda, Protiva, Slanskova, Iga, 1861-1912, perioada. Acolo sunt vreo 70 de documente referitoare la aceste lucruri. Sunt tot chiar și nu am identificat documentele respective pe care o să le prezentăm aici, dar surpriza a venit din altă parte. Eu n-am fost nicio parte atent, fiind în delegație de la Institutul de Istorie la București, am lucrat în Biblioteca Academiei Române, BAS, și acolo am avut posibilitatea să fac fotocopii, am fotocopiat un manuscris pe care l-am pus deoparte să-l văd eu când o să am timp. Și cam 70-80% din documentele pe care le public Antonin Popovici sunt prezente în acel manuscris de la București. Astăzi o să vă prezint în linii generale ce conține capitolul prezentat de Andronic Popovici, dar puțin în comparație cu acel manuscris de la unele informații se regăsesc în lucrările lui Semovol, Războaiele dintre ruși și turci. De exemplu, acolo avem intrarea armatelor ruse în Iași în septembrie 1769, pentru care au fost întâmpinate aceste armate de mitropolitul în regalare. În a trece de mijlocit la documente, mai facem o remarcă, o mențiune, că în perioada războaielor ruso-turce, ruso-austro-turce de secolul XVIII și prima jumătate a secolului al XIX-lea. De regulă, în primul an de război, armata țaristă intra în țara Moldovei, apoi poate regulă și în țara românească. Instituția domniei de luat aceasta își întrerupea activitatea, deci nu avem domnii în țara românească, divanul își continuă activitatea. În funcția divanurilor sau se coordoneze activitatea divanurilor era numit un general rus și respectiv era și un fel de președinte a ambelor divanuri.
Cam așa s-a întâmplat și în aceste lucruri, 1668-1776. Aici, în frunte ambelor de banuri, a fost numit general Prozorovski și corespondența pe care o oferă, pe care o avem în lucrare, în manuscrisul acesta păstrat de la Andrei Popovici. Și interesant că este o traducere, de fapt, acestor documente, normal că e nu spre autor. Trebuie să întâlnim așa ceva. Și am constatat sau am gândit noi că nici cei din divanul țării Moldovei sau din divanul țării românești nu știau ce e foarte bine lucrul. Atunci, sigur că se refugeau la traducători, la traduceri de cancelarie și probabil că și manuscrisul de la, care se păstrează în Biblioteca Academiei Române și manuscrisul care se păstrează în fondul de Direcție Generală Arhiva Națională pornesc de la o traducere de cancelarie de epocă din perioada respectivă. Așa. Eu cam am îmbrucat toate textele pe care le-am avut în față. Deci, mai departe să ne ducem la prezentare. Așa. Deci, ăsta e unul dintre... Este prima pagina capitolului. Deci, vedeți, în asta scrie corespondența ale Moldovei cu împărățiile Rusiei. Aici avem, deci am zis mai sus că avem anumite diferențe. Acesta este un document relativ cunoscut, e vorba de jurământul. Da, aici este textul cel cu jurământul și aici este o diferență. Deci, în varianta lui Andronii Popovici, titlul jurământului Carele sau Cerul, iar în varianta de la Bale este chipul jurământului Ce sau Cerul. O să mai observăm asemenea diferențe atunci când o să fie descrierile pe ținuturi și atunci o să revenim la acest subiect. Alt tip de documente, deci în afară de ordine date de administrație, în afară de mulțumiri adresate boierilor sau adresate mitropolitului, avem și un alt tip de documente, cum ar fi acesta pe care îl aveți în față, generalul El, care într-un fel prezida sau coordona activitatea divanului țării Moldovei, a solicitat informații despre țara Moldovei, deci acolo sunt 13 puncte. Din aceste 13 puncte menționăm câte ținuturi și ținuturi sunt, inclusiv administrația, ce negoții ocupă, ce rol de pământ, zăcăminte naturale, relații dintre boieri și țărani, stăpânirile și venitul domniei. Și tot așa mai departe, sunt 13 puncte. Pe noi ne interesează în mod special faptul că s-a dat răspuns. Adică noi avem păstrat răspunsul și iată, vedeți aici răspunsurile ce s-au dat și respectiv pe fiecare ținută aparte. Suceava, Câmpul Lung, Neamțu, Roman, Bacău. Am ales această 143 pentru că aici avem ținuturile din spațiul Sud-Emistrean, e vorba de Orchei, e vorba de Soroca. Și aici când o să citim manuscrisul de la păstrat în fondul Bibliotecii Academiei Române și cel care este păstrat în fondul Mănăstirii Nou Neamț de la Chișinău, să observăm că deosebirile nu sunt foarte mari, dar e vorba de terminații. De exemplu, Târg e scris în varianta de la Târg, Soroca Târg, sau Târg Soroca, în varianta
de la Biblioteca Academiei Române. Varianta asta lui Andronii Popovici, dat târgul, adică este făcut varia respectivă și ideea noastră este o interpretare deja care aparține lui Andronii Popovici. În rest, nu avem diferențe de text, diferențe de cifre. Avem ceea ce ne-a tras atenție și am verificat după lucrările publicate de Patroșu, semnele bisteriei Moldovei, ce tot avem o fel de seamă de bisterie. Nu, sigur că nu are toate compartimentele, este mult mai redusă, dar avem cifre care prezintă bilul care s-a plătit pe toată țara, alte zahărele, alte dări care s-au perceput. Și am verificat cifrele și într-un caz și în altul, n-am găsit mari diferențe, decât într-un singur caz, iată aici, nu știu dacă se vede bine, iată aici, uiteți noastră, bine, scrie 1.000.000, adică 1.000.000, și aici se vede 1.368.000, în varianta de la VAT scrie 1.300. Asemenea diferențe, dar cred că nu sunt mari. Așa, în concluzie, mai este un moment, de fapt, la care aș vrea să mă refer. Celelalte capitole nu corespund, nu conțin copii de documente. Celelalte capitole reprezintă un text original prezentat de Andronic Popovici. Urmărim și, dacă citim atent textul, observăm că autorul respectă poziția Imperiului Rus în regiune, în zona aceasta balcanică, în interesul pe care l-a avea geopolitic în această zonă. Ca de drept exemplu, când tratează subiectul legat de anexarea Bocovinilor 1775, este foarte critic la adresa Imperiului Habsburg. Este parte din țara Moldovei și alte de acest fel. Iar când vorbește despre 1812, tratează subiectul deja din perspectiva panortodoxă. La fel și în cazul mișcării ieteriste. Dar sigur că aceste momente nu diminuează nici cum din valoarea acestei lucrări și un aparat critic, un aparat științific s-ar merita editarea acestui. Mulțumim și noi continuăm lucrările în cele două parte a secțiunii întâi și deci urmează publicarea domnului Rusian Romanesi. E unul care cântă mai dulce decât mine, nu e imaginea unui volum exemplar bibliofil în operele complete ale lui Vasile Alexandrin. Bună ziua, stimați colegi! De cum ați înțeles, comunicarea mea este axată pe o temă care ține de viața tripatului și opera lui Vasile Alexandrin. În speță, am propus să vorbesc pe marginea unui volum, un exemplar bibliofil, din serie de opere alese, prima ediție postumă a lui Vasile Alexandrin. Dar mai întâi să fac precizarea că Vasile Alexandrin a editat o prima ediție de opere complete încă în timpul vieții. Au fost mai multe lucruri. În așa, prima serie de opere alese, deci în timpul vieții ediții ambele. După moartea scriitorului, familia și prietenii au inițiat o ediție nouă de opere complete, care a apărut la fel în mai multe volume. Început cu anii 1892. Mai multe despre aceste lucruri voi vorbi mâine când voi prezenta
expoziția în bibliofilă din colecția privată a celor care vă vorbește. Acum voi prezenta o comunicare axată pe acest exemplar bibliofil. Este vorba de volumul al doilea, din cadrul acestei ediții de opere complete, deja postumă, pe care s-a făcut evident în lipsa autorului care decedase la 1880. Deci este vorba de volumul 2, poezii, pastelul legende, ustașii noștri și alte lucrări, apărut la București, în editura librăriei Socek și compania, în 1996. Volumul face parte, așa cum ziceam, din prima ediție postumă a operelor lui Vasile Alexandrin, care este voluminoasă, are 668 pagini, e bine păstrată, e legată în copertă de carton, îmbrăcată în pânză roșie, iar cutorul e îmbrăcat în tine roșie. O aveți acolo în vitrină, în vitrina din mijloc, colțul din dreapta. Așa, pe cutor e imprimat de sus în jos textul V. Alexandrii, opere complete, poezii 2, G. I. Gheorghiu. Exemplarul a aparținut într-o prima fază Paulinei Alexandrii, soție poetului, care a dăruit cartea unei prietene cu următoarea dedicație. Iată, vedeți aici volumul fotografiat din perspective diferite. În fotografia din stânga se vede cotorul preponderent, iar în partea dreaptă, dacă nu uitam atent, se întrevede semnătura și cu autograful Paulinei Alexandrine. Deci exemplarul a aparținut Paulinei Alexandrine și are o dedicație scrisă anul propriu pe pagina 3 deasupra poeziei Serile la Nercești. Iubitei mele amice Marie, V. Gorghiu, 1997, februarie 1, în amintirea scopului meu soț Vasile Alexandrie, semnat Paulina V. Alexandrie. Vedeți aici o fotografie, portreta Paulinei Alexandrie, născută Lukașević la 1940, decedată în 1921. De dreapta, vedem fotografia bandului de la Mercești, elegant, așa cum a fost el întotdeauna. Doar câteva detalii, foarte puține, despre Paulina Alexandrie. Cunoașteți fără îndoială că Alexandrie a cunoscut mai multe femei și a fost nefericită în dragoste. Prima lui iubită, Elena Negri, soția lui Constantin Negri, prietenul său, a decedat de tânără. Alexandrie a retrăit foarte dureros sentimentul, e dedicat femeii sale iubite Elena Negri, o serie de poezii, poeme. Ulterior a mai avut o relație la Paris cu actrița Dridri, o cunoscută actriță franceză. În definitiv, în 1876, se căsătorește cu Paulina Alexandrie, născută Lukașević, o poloneză de origine pe care a cunoscut-o la Roma. Dânsa era angajată unui cap, unui cap de acolo din Zora. I-a plăcut lui Alexandrie, a și dus-o Romul după aceea la conacul său de la Mercești, s-a căsătorit, vedeți, mai târziu. Între timp, în familia lui Vasile Alexandrie și a Paulinei Lukașević se naște o fiică, Maria, care se va căsători ulterior cu un domn Bogdan și a fost și ea, deci, una dintre alături de Paulina, moștenitoarea conacului de la
Mircești, a moștii de la Mircești și a fost reformatată ca și poetul și ca și mama, tot acolo la Mircești. Poetul a murit în 1000, iată să vedem, pentru că nu putem la deschide exemplarul de acolo din vitrină, reproduc aici pagina de titlu a cărții, opere complete pe Vasile Alexandru. Și în partea dreaptă, acum este ca pe ecran, vedeți autograful lăsat de Paulina Alexandru. Pe pagina 3, deasupra poeziei seriei la Mercești, cu dedicație pentru prietena sa, Maria Gorghiu. O poză de la mormântarea lui Vasile Alexandru, care s-a întâmplat la 22 august 1990. Paulina Alexandru apare în centru, pe planul secund. Sunt prezenți o serie de prieteni și admiratori ai poetului. Funeraliile Alexandru au fost naționale. Aici prezint casa de la Mercești, în care a trăit Vasile Alexandru. Astăzi aici funcționează un muzeu memorial, consacrat poetului. În stânga e mauzoleul de la Mercești, unde a fost înmormântat atât Vasile Alexandru, cât și ceilalți membri ai familiei sale. Dar acest volum bibliofil, care, așa cum ziceam, este foarte important pentru faptul că a aparținut Paulina Alexandru și are și autograful, este interesant și din altă perspectivă. Pentru că aici s-a publicat pentru prima dată poezia lui Vasile Alexandru unor critici, după manuscrisul care se păstra în arhiva de la Mercești. Poezia unor critici. Cunoașteți bine această poezie. Alexandru a trebuit să scrie această poezie pe fondalul valului de, cum să zic, denigrări care s-au pornit împotriva lui, motivându-se că este deja depășit ca poet, și că Eminescu, care a apărut între timp, este mult superior. Și atunci Alexandru a scris această poezie unor critici, dar nu s-a grăbit să o publice, astfel că a apărut abia în prima ediție postumă. Ce este de remarcat aici? Într-un fragment din poezia unor critici, găsim următoarea strofă. Strofă sau mai multe rânduri, că nu sunt patru. Deci e unul care cântă mai dulce decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Papuții înainte să ajungă cât de sus, la răsăritul ifalnic se închină în meu apus. Iar voi, care asupra mi săgeți tot ce te trageți, cântați dacă se poate, fiți buni și nu mai rageți. Deci ca să folosească asemenea cuvinte tari, Alexandru trebuie să aibă motive foarte serioase. Și abordăm această poezie, în special aceste rânduri, din perspectiva relațiilor pe care le avea și cu Eminescu. Eminescu, precum știm, în 1970 a scris un poem Epigonii, pe care l-a publicat în Convorbiri Literare. Da, se vede aici. În care dedică cuvinte foarte frumoase de apreciere bardului de la Mercești. Citesc eu să se vede acolo, da? Deci, acel rege al poeziei, veșnic tânăr și fericit,
Ce din frunze îți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu vas îmi povestește veselul la Alexandrie. Și tot așa mai departe. Deci, Eminescu a avut un respect deosebit pentru Vasile Alexandrie, pe care l-a considerat și pe bună dreptate un poet mare, dacă i-a găsit calificativul de lege. În orice caz era deasupra tuturor poeților. Sub imperiul, să zicem, animozităților din acea perioadă, Alexandrie a căutat cumva să-și exprime atitudinea și față de Eminescu, care tocmai în acea perioadă, 1983, trecea prin acea perioadă dificilă legată de boala sa și internare în oficiu. Cercetători care au studiat această poezie, criticilor, unor critici, așa, au găsit că, citind în acest fragment, e unul care cântă mai dulce decât mine, în acrostic, adică numai prima literă din fiecare rând, apare o expresie care a pus întrebări celor care au citit poemul. Deci, uitați-vă atent, eu am marcat cu bold literele care se citesc în acrostic. Putem citi, deci, cuvântul E calic. Această stare de lucruri a lui Eminescu, care era bolnav, deci este surprinsă de Alexandrie în această poezie. Dar poezia s-a publicat după moartea autorului, după moartea lui Alexandrie. În schimb, în societatea românească, la acea epocă, a fost atacat nu doar Alexandrie, dar și Eminescu, prin motivul acesta, că era bolnav, internat la ospiciu și nu știu dacă existau motive întemeiate pentru asemenea abordări. Cel mai dur în aprecierea lui Eminescu a fost poetul contemporan Alexandru Macedonski, care a scris o epigramă și a și publicat, spre deosebire de Alexandrie, care a lăsat textul acelei poezie manuscris, Macedonski a publicat epigrama în presă, fiind redactor pe revistă, literatur. Deci așa, un X pretins poet acum s-a dus pe cel mai jalnic drum. L-aș plânge dacă în balamuc destinul său n-ar fi mai bun, căci până ieri a fost rău și nu e azi decât nebun. Textul acestei epigrame a fost publicat în timpul vieții lui de Macedonski și ulterior, bineînțeles, că a fost comentat vizindu-se raporturile lui Macedonski cu Eminescu. Se afirmă că întâi l-ar fi abordat critic Eminescu pe Macedonski și că între ei a existat o polemică, chiar uneori destul de virulentă, precum ne convinge această epigramă. Un contemporan de-al poetului, criticul literar Nicolae Petrașcu, și el am aici în expoziție monografia sa, publicată în 1894 lui Vasile Alexandrie, care e cunoscut deopotrivă și pe Eminescu și pe Alexandrie, notează următoare. Deci, anul următor, citez, 1883, un vânt trist se abătea asupra poetului Eminescu, boala care urma să-l răpuie mai târziu.
amicii lui îl trimiseră în străinătate și să se caute. Alexandrii contribui la rândul său, ținând o conferință la Ateneu, în ajutorul poetului bolnav. Conferință ce produse 2000 de lei. În ea, el, Alexandrie, arătă rolul poetului în o țară și puse în relief talentul lui Eminescu. Și mai departe, tot Nicolae Petrașcu zice, în una din seriile de iarnă ale acelui așa an, 1883, a avut și o ocazie fericită să văd de aproape pe Alexandrie. Era în o serată literară la Maiorescu. De la 9 ore trecute a apărut Alexandrie, însoțit de Dimitrie Ulănescu și toată adunarea se sculă în picioare. Intra cu adevărat primul poet al țării. Și pe fețele tuturor se arătau impresii de admirație și de mândrie. Deci, iată contextul în care s-a produs acest regretabil incident cu boala și încălăjurile de Eminescu, dar vedem că Alexandrie, până la urmă, a fost un om demn, a dat dovadă de un comportament admirabil, a contribuit și financiar la ajutorarea poetului, dar și l-a admirat, l-a apreciat la justa lui valoare. Iată, în esență, cele câteva lucruri pe care am vrut să vedea lucrurile în cunoștință. Vreau doar să adaug aici că anul 2021 este un an jubiliar de mai multe aspecte istorice. Deci, în contextul sărbătoririi celor 500 de ani de la atestarea celor mai vechi documente păstrate în limba română, iată că avem anul 1821, când se împlinesc 200 de ani de la nașterea Bartolului de la Mircești, și anul 1921, când se realizează marea reformă agrară în România. În continuare, despre letopisețele țării Moldovei, cel de întâi corp de cronici moldovenești vine să ne relateze Tatiana Vinceanu din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Deci, prezentarea mea de astăzi se numește Letopisețele țării Moldovei, cel de întâi corp de cronici moldovenești. Mare istoric și literat, om politic de stat cu vedere la unitate, orator și diplomat, Mihail Cogălnicianu a fost un înflăcărat promotor de cultură și literatură, de propășire în multe domenii ale spiritului, din brânc pentru patria sa și națiunea română. Mihail Cogălnicianu a trăit într-o vreme când toate erau de refăcut, aproape de creat din nou, și în literatură, și în organizarea politică socială. Despre originea sa, Cogălnicianu scria în prefața la Letopisețele Moldovei și Valahiei, volumul 1, 1000 București, 1872, că muma mea a fost Catinca, născută stabilă, familie românească din Basarabia, de pe tată și de pe mumă. Din moș strămoș mă fălesc, dară, că sunt român moldovan și cu mândrie recunosc că familia mea nu a căutat niciodată originea sa în țări și neamuri străine. Personalitate proeminentă a istoriei moderne a României, literator distins, istoric fruntaș, mare orator și încă un mare om de stat. După cum avea să menționeze și Alexandru Dimitrie Xenopol, Cogălnicianu se situează în fruntea celor mai talentați reprezentanți ai generației pașoptiste, ce a contribuit activ în lupta pentru unirea principatelor române, dar și la Revoluția de la 1848. A marcat cultural și politic istoria României, activitatea și întinzându-se pe aproape întregul secol al XIX-lea. Andrei Oțetea afirma că
luptător indetectibil pentru democratizarea țării, Cugălnicianu a pus pecetea geniului său pe toate actele mari care au întemeiat România modernă. O etapă esențială a vieții lui Cugălnicianu este cea de editor. Cel mai însemnat eveniment în activitatea editorială a lui Cugălnicianu îl constituie pregătirea și imprimarea primei ediții de cronici vechi după manuscrisele cele mai autentice intitulate Letopisețele Țării Moldovei, în trei volume masive, fiind de altfel și ultimele cărți tipărite în tipografia Cantora Flaie Sătești. Privind însemnătatea editării Letopisețelor, însăși Cugălnicianu scria: istoria noastră este în tradițiile poporului, în motivele numărate ce împestritează întinsele câmpii, în mănăstirile ce cuvioșii și vieții noștri domni au zidit, în aducerea aminte a biruințelor câștigate, în prisoane și în urice și în sfârșit în cronicele grecenilor, popeștilor, urecheștilor, costineștilor și altor alți bărbați. Alexandru Firu avea să menționeze că prin publicarea vechilor cronici, Cugălnicianu a îndemnat la acțiunea de culegere a producțiilor populare și la inițierea unei literaturi în spiritul și limba folclorului românesc. Istoriografia Letopisețului de când s-a început țara Moldovei coboară până în zilele domnitorului Ștefan cel Mare, la curtea căruia a și fost alcătuită cronica. Este prima scriere românească, laică în limba slavonă, descoperită în biblioteca particulară de către slavistul român Ioan Bogdan și este cea din tâi lucrare originală a literaturii noastre istorice. Textul Letopisețului Moldovei nu s-a păstrat în formă originală, ci în copii și prelucrări ulterioare, dintre care cea mai apropiată este Letopisețul de când s-a început cu voia lui Dumnezeu țara Moldovei, descoperită la Tulcea într-un manuscris din secolul al XVI-lea, original din Moldova și publicată cu studiul de traducere de Ioan Bogdan în cronice inedite atingătoare de istoria românilor. O altă variantă păstrată, și anume povestirea pe scurt despre domnii Moldovei, cunoscută ca și Letopisețul de la Putna, redactată la Mănăstirea Putna, se păstrează în două copii slavone din secolul al XVI-lea și într-o traducere românească efectuată de Bartolomei Măzăr Reanu în 1770. În epoca veche au circulat și alte copii și prelucrări ale Letopisețului Moldovei, dintre care unele au fost folosite de primul cronicar al Moldovei, ce a scris în limba română, Grigore Ureche. Editarea Letopisețelor a început în 1845, cu volumul 2, dar ea merse încet, mai întâi din pricina desărării lui Cugălnicianu în acel an, apoi din pricina tulburărilor, a revoluției și a greutăților materiale cu care avusese de luptat autorul. Urmat de volumul 3, în 1846, ca abia în 1852, să se editeze și volumul 1. Cu ediția volumului 3, activitatea editorială a lui Cugălnicianu se întrerupe, el întreprinzând călătorii în Franța și Spania. Reîntors peste un an în patrie, 1847, inițiază colaborarea tipografică cu Gheorghe Asati. Dovadă este anunțul de pe versoul zilei de titlu fals. Textul tomului 1 este tipărit la Cantora Foalii și Institutul Albine Românești acum întrunite. Prefața la tipografia Buciumului Românu. Deci, acest volum anunță despre intrarea tipografiei lui Cugălnicianu în posesia lui Gheorghe Asati și despre existența unei tipografii particulare. E vorba de tipografia Buciumul Român, înființată în 1850 de Teodor Codrescu, Dimitrie Guști, Gheorghe Seulescu, Teodor Stamate și rămasă mai apoi în proprietatea lui Teodor Codrescu. Cele trei volume, exemplarele cărora se păstrează și în colecțiile de carte veche și rară a Bibliotecii Naționale,
cuprind cronicele lui Grigorie Ureche, Miron și Nicolae Costin, Ion Neculce, Axinte Uricarul, cronica racovițeană, cronica chiculească, Etopisețul lui Ienache Cogălnicianu și alte cronografii ale altor truditori pe ogorul amintirii faptelor românilor. Volumul întâi conține prefața, notiție biografică a cronicarilor Moldovei și renumitul cuvânt introductiv la cursul de istorie națională ținut de Cogălnicianu la Academia Mihaeliană în noiembrie 1843, imprimat peste puțin timp în cantora Foaie Sătești și retipărit în numărul 37 al Propășirii, revistă literară din 24 septembrie 1844, mai târziu Cuvântul, a fost reprodus de Aron Cum, învățătorul iubit al lui Eminescu, în Lepturariu Românesc, volumul 4, 1864, care a devenit și cartea de căpătâi a elevului Mihai Eminovici și de toate manualele didactice de mai târziu. În notiție biografică a cronicarilor Moldovei, Cogălnicianul aduce date despre manuscrisele utilizate, despre viața și activitatea cronicarilor moldoveni, subliniind că biografia cronicarilor, care le-au păstrat capitalul cel mai prețios al unui popor, istoria națională, trebuie să constituie unul din studiile cele mai importante. Ca editor al etopisețelor, Cogălnicianu și-a propus să păstreze limba în care au scris cronicarii, deși au operat și unele modernizări, fapt pentru care a fost criticat de istoricii de pe vremea sa. Scopul principal al lucrării mele, spune el, e de a populariza în generațiunea actuală cunoștința vechilor noștri cronicari și, prin urmare, istoria națională, așa cum ea este scrisă de dânsii, în limba lor naivă, pitorească și adesea chiar sublimă. Volumele 2 și 3 au fost editate cu caractere chirilice, volumul 1 cu caractere chirilice și alfabet de tranziție. Coperta e de carton acoperită cu material de culoare maro deschis, cotorul de fere cu imprimări aurite. Ștampila ovală a Bibliotecii Mănăstirii Noul Neamț, Chiscan, județul Tighina, ne vorbește că volumele 2 și 3 au fost în posesia acestei biblioteci. Va chiar mai mult, ștampila de pe foile de titlu poartă amprenta ultimei editarieri, anul 1932, luna a 10-a, octombrie. Pe ambele volume mai este ștampila Bibliotecii Publice din Chișinău, rezultat al circulației acestor cărți. Încă o dovadă că aceste volume au aparținut Bibliotecii Mănăstirii Nou Neamț, este însemnarea de donație de pe pagina 2, volumul 2 și de pe pagina 6, volumul 3 a Arhimandritului, profesor de teologie și predicător al mitropolitului din Iași, Aramescul Donici, care glăsuiește: această carte iau de ruie Bibliotecii Sfintei Mănăstiri Noul Neamțul din Basarabia, anume de către Arhimandritul profesor de teologie și predicător al Sfintei Mitropolii a Moldovei, doctorul canon Aramescu, Donici din Iași, și nimărui nu-l voi ierta ca să mi-o înstrăineze de la acest sfânt și dumnezeiesc locașul, ori prin care chip ar fi, sub cel mai neiertat canon bisericescu, Aminu, Iași, 2 februarie 1890, sub text de semnătura Arhimandritului. Donația e scrisă cu alfabet de tranziție. O reeditare a litopisețelor țării Moldovei sub titlul Cronicile României a fost întreprinsă de către Cogălnicianu în 1872, volumul 1-2 și 1874, volumul 3. Ediția a doua a fost completată cu texte noi ale cronicarilor munteni și cu o semnificativă prefață privitoare la evenimentele social-politice și culturale ce s-au desfășurat în perioada de viață și activitate a autorului. Cei 6 ani în care acel voinic taur al inteligenței, după cum a afirmat Gheorghe Sion, a dirijat la Iași ca editor,
redactor și tipograf, precum și cei 30 de ani ce au lucrat pentru propășirea țării sale. Au lăsat urme adânci în viața culturală și literară a Moldovei. Din sumarul cronicii, aflăm că volumele pornesc de la descălecatul întâi al Moldovei și cine a fost primul lor domn în anii de la zidirea lumii 6850, iar de la nașterea lui Hristos 1352. Valorificarea cronicelor, scoaterea lor din negura uitării, a pus temelia istoriei țării, istoriei naționale, devenind sursă științifică, din care își trag seva adevărată artă și literatură ce a produs o adevărată revoluție în istoriografia Moldovei. Ion Creangă citea retopisețele lui Tolcălnicianu păstrate în rafturile din Bojdeuca, dar pe ele Mihai Emelescu, din director al Bibliotecii Centrale din Iași, și-a plimbat ochii și mintea, lăsând pe unele semnătura, sublinieri și completări. La izvoarele lor au tras și mai trag și astăzi mii de cititori, setoși de a cunoaște trecutul, istoria Moldovei. La lumina lor s-au încălzit și au crescut mai multe talente tibere. Deci Tolcălnicianu, acela care ne-a pus nouă românilor de pretutindeni și din toate vremurile, cartea și condeiul în mână, va rămâne în memoria noastră, în primul rând, ca editor al retopisețelor țării Moldovei, cel din tâi corp de cronici moldovenești. Importanța literară a retopisețelor de când s-a început țara Moldovei este excepțională. Grigorie Ureche va inspira pe Alexandrii și pe Sadoveanu, primul în Dumbrava Roșie, celălalt în viața lui Ștefan cel Mare și frații Jdere. Se poate spune că adevărata literatură românească ia naștere odată cu retopisețul Moldovei. De aici începe drumul prozei istorice românești, care va culmina în creația lui Mihail Sadoveanu. Publicarea retopisețelor țării Moldovei a fost un eveniment capital în dezvoltarea intelectuală a poporului român. Ca formă întâi, citirea lor readuse mințele care, cam aiurite de la influența curentului latinesc, ce tocmai pe atunci era în floare, înapoi la matca adevărată a limbii românești. În acea limbă frumoasă și vânjoasă, de o mădriere atât de delicată și de o plasticitate atât de minunată, care și astăzi poate fi numai imitată, nici când însă ajunsă necum în trecută. Publicarea letopisețelor se face tocmai asupra unui moment din cele mai grele ce a avut de trebătut vreodată viața românească. Frământarea pentru unire începuse și primise o puternică învoldire tot de la Tolcălnicianu, primul prin modul cum această chestiune fusese analizată și prezentată în dorințele Partidei Naționale. Fără îndoială că orice întărire a ideii naționale, a iubirii de neam, a iubirii de țară în Moldova, dădea mai mari sorți de izbândă unirii poporului român și unde s-a putut încălzi poporul moldovenesc decât la focul vechilor săi scriitori, care plânsese când scrisese durerile lor. Iată unde este marea însemnătate a publicării litopisețelor de către Mihail Tolcălnicianu. În continuare, o invităm pe doamna Aurelia Firea să ne vorbească despre fondul personal al Manuel Poliac, observații privind conținutul, valoare documentară și inserția din circuitul istoriografic. Bună asistență! Întâi de toate vă salut! Mă bucur că ne întâlnim astăzi în această conferință, în ziua legată indisolubil de numele lui Mihai Eminescu. E frumos că s-a vorbit astăzi despre poetul de seamă al românilor. E foarte frumos că a fost amintit Vasile Alexandrii și atunci când domnul profesor Vasile Mamanețchi ne-a ținut
comunicarea emoțională. M-am gândit la o veche vorbă, o veche expresie, boierul, tot boierul. Vasile Alexandri fiind de viță veche, nobilă, cu educația aleasă, nu putea decât să se gândească la țară atunci când pe firmamentul literaturii române apărea o nouă stea. Gândiți-vă ce frumos a spus, e unul care cântă mai bine decât mine, cu atât mai bine țării și lui cu atât mai bine. Țara a fost pentru această generație, viitorul țării a fost scopul suprem al vieților și din roadele acestei strădanii ne nutrim noi astăzi și avem posibilitatea să ne întâlnim și să celebrăm cultura română. Dacă nu era această strădanie, ne-am fi topit în valorile altor culturi sau altei culturi, pentru că comunicările din prima parte a simpoziumului ne-au arătat cât se poate de clar presiunea care a venit spre cultura și națiunea română din Est, în special din partea imperialismului rus, nu a culturii ruse, a imperialismului rus. Și acum dați-mi voie să trec nemijlocit la comunicarea mea. Domnul Teodor Ciobanu, colegul de la Agenția Națională a Arhivelor, mi-a vorbit despre organizarea acestui simpozion, ediția a 30-a. A spus că n-ar fi rău să participe și instituția noastră la acest eveniment cultural și la un moment dat a zis, ia prezentați fondul Manuel Polac, pentru că la el fac trimitere de adeseori cercetătorii, utilizează materiale și fotografii din acest fond și nu întotdeauna din mapele acestui colecționar bibliofil, da? Consonanță cu simpozionul, cu tematica simpozionului nostru. Deci adeseori se face trimitere la materialul documentar din acest fond, dar nu întotdeauna este menționată sursa sau de unde oamenii iau aceste materiale. Așa că ne-am gândit cumva să punem în valoare bogăția care se află la Direcția Generală a Arhivele Naționale din cadrul Agenției Naționale a Arhivelor. Și iată am ajuns la aceste 30 de mape. Una este lipsă, a dispărut, numărul 27. Și am avut curiozitatea și oportunitatea, se spune acum, de a răsfoi materialele, de a avea acces de vizul la materiale, pentru că fondul Polac, în general, a fost consultat preponderent în sub forma în starea de microfilme. Nu se prea acordă cercetătorilor, cercetătorii nu au avut acces întotdeauna, se poate spune rare ori. Așa că deci am răsfoit aceste materiale și primul lucru care m-a izbit a fost discrepanța între o afirmație curentă în literatura istorică, în publicistică, potrivit căreia fondul Polac ar fi inclus inițial circa 7.000 de fotografii și cărți poștale și alte materiale, plus colecții de ziare, plus sute de volume, pentru că avea o imensă bibliotecă, și tablouri, gravuri, desene, grafică, lucrări de grafică și așa mai departe. Eu am avut, deci cum am spus, curiozitatea și oportunitatea să răsfoiesc aceste mape din ceea ce a colectat Manuel Polac.
am putut vedea ce a rămas, adică s-au păstrat circa, aceste mape însumează circa 1500 de file. Unele mape conțin 10-24 file, foarte mici sunt, altele sunt mult mai consistente și deci imagini sunt circa 1900, aproape 2000, dintre care numai vreo 222, atât cât am numărat eu, fără volumul, fără mapa 20, sunt fotografii originale și câteva cărți poștale și vreo câteva timbre. Asta e tot ce a rămas, ce dispune Arhiva Națională din această din materialul colectat de Emanuel Polac. Și eu mă întreb dacă într-adevăr a fost o colecție atât de mare, cum se spune, deci că a conținut 7000 de fotografii, și sau dacă ceea ce a rămas nu e decât puținul în care a ajuns până la noi din cauza timpurilor vitrege. În orice caz, această colecție este extrem de interesantă. Emanuel Polac a trăit între anii 1890-1941, astea sunt datele pe care le găsim în diferite lucrări de referință, însă nu știm nici când s-a născut, nici când a decedat și unde. Este absolut enigmatică apariția lui în spațiul nostru. În orice caz, noi am verificat registrele metricale ale creștinilor, pentru că s-ar fi putut să fie un evreu creștinat. Am avut norocul să găsim și actele comunității evreiești, însă nicăieri nu figurează nici el, nici tatăl său. E foarte curios. Probabil e, putem să ne gândim că a venit de undeva. Iar în ceea ce privește, anul dispariției, nu știm dacă este anul dispariției sale fizice, pentru că nu se știe unde a dispărut și cum, și fiindcă am o bună parte din filele acestea le-am descifrat deja, inscripțiile sale le-am descifrat deja, am constatat că o inscripție datează din 1 iunie 1941, de pe, este data la care un Shilingovski și-a lăsat o inscripție în una din mape, a lăsat o inscripție, iar alături aveți un domn pe care nu l-am identificat și nici nu am putut descifra caligrafia, deci e ceva absolut complet diferit de ce am întâlnit până acum. Va necesita un efort special, dar, seamănă, spre final avem data de 19 august, ceea ce înseamnă că Emanuel Polac s-a reținut mult, dacă a plecat în interiorul Uniunii Sovietice, la venirea trupelor române în 1941, înseamnă că a făcut-o foarte târziu sau poate nu a făcut-o deloc. E chiar interesant cum a procedat, cu ce s-a întâmplat cu el. Este pontul Manuel Polac, conține o informație pe de o parte numeroasă și foarte bogată, pe de altă parte neomogenă și eclectică. Adică vom găsi informații referitoare, cum se spune acum, la cultura înaltă, la cele mai mari realizări culturale, spirituale, dar pe de altă parte vom găsi și elemente de viață mondenă și lucruri banale, deci curiozități de tot felul.
Așa că cei care vorbesc despre fondul Emanuel Poleacă ar fi un monument de cultură și spiritualitate și așa mai departe. Deci trebuie probabil să o ia puțin mai cu umor. E un om care a colectat de toate, foarte multe lucruri și nu știm dacă a avut chiar un spirit, așa, un discernământ prea accentuat. În primul rând avem în aceste mape o informație extrem, extrem de prețioasă din punct de vedere bibliografic. Și subliniez acest lucru, sunt importante fotografiile, sunt importante decupajele din diferite ziare. Dar personal m-a emoționat, m-a mișcat volumul de inscripții cu titluri de carte, de articole, din ziare, din reviste, din toată lumea, din diferite țări, din diferite limbi, cu privire la Basarabia. Tot ce se referă la spațiul nostru îi trezește interes. Deci sunt coperțele unor, chiar coperțele unor cărți și reviste, coperțele unor calendare. Găsim numeroase decupaje din ziare și reviste cu fotografii portret, cu fotografii de grup, în special cu personalități politice, caricaturi, reproduceri de gravuri și de grafică, construcții rurale și urbane și altele. După cum am spus, sunt multe materiale originale, cum ar fi fotografii, cărți poștale, timbre sau cărți de vizită. Sunt descriși de către el subiecți din toate categoriile sociale, politicieni, clerici, oameni de știință, scriitori, medici, avocați, pedagogi, mecenați, cântăreți, pictori, aventurieri, aventurieri care au ajuns să facă basarabeni, care au ajuns să facă carieră undeva prin America Latină sau așa ceva, criminal, vrăjitoare și așa mai, cu procese răsunătoare în epocă. El a avut în atenție situații sociale heteroclite, diverse, de la descoperiri științifice remarcabile, școli de artă, până la curiozități precum boli rare, evenimente de viață mondenă, divorțuri, de exemplu, comportamente de dame, chișinăuiene, așa mai specifice, crime și procese în justiție de mare răsune și altele. El care are de toate în mapele sale, a fost însă foarte discret cu propria persoană. Și în volumul 18, unde ajunge la litera P, pentru că mapele sunt ordonate, materialele sunt ordonate în ordine alfabetică, deci când ajunge la litera P, despre sine nu scrie aproape, nu scrie nimic, decât introduce acest decupaj dintr-un ziar, Părerea Noastră, care nu era altceva decât în limba rusă, Nașa Reci, și deci cu o caricatură din această publicație. De aceea continuă să fie deci enigmatic. Aici vedem fila sau coperta unui dicționar unui calendar român-rus, unui calendar din care se rup foile zilnic. Și fiind că a apucat și perioada sovietică, găsim numeroase decupaje din ziarele sovietice cu diferite personalități în vogă atunci. De exemplu, începe să-i caute pe acei care l-au cunoscut pe Potoschi sau pe Lazo, pentru că nu-i așa, erau noi eroi, erau noi eroi eroi noului regim. Și deci în colecția sa se găsesc și mici texte, fragmente în care
cei care i-au cunoscut pe Potoschi sau pe Lazo își lasă la amintirile. Și aici o decupare din ziarul Moldova Socialistă cu din ce Moldova Socialistă din 3 ianuarie 1941. Din aceste materiale putem să aflăm și despre monumente în forul public care au existat și nu mai există astăzi sau care puteau să fie construite și nu au fost înălțate din motivele politice bine cunoscute. Monumentul lui Alexandru al II-lea, țarul Rusiei, și alături schema, macheta Monumentului Unirii, aprobată de regele României, dar care monument care proiect care nu s-a mai realizat, deci monument autorul proiectului fiind Plămădeală, Alexandru Plămădeală. În aceste imagini vedem un personaj care în prima imagine un personaj sau ceva o idee pe care nu am întâlnit-o în istoriografie despre un secesionism găgăuzul bulgar sau al coloniștilor în secolul coloniștilor din sudul Basarabiei în anii 60 ai secolului al XIX-lea. Și manuscrisul spune că acest conducător sau gânditor care se gândea la un stat independent al coloniștilor din sudul Basarabiei sub protectoratul lui Napoleon al III-lea, că el ar fi fost agent al României. În orice caz, o chestie de discutat, tot felul de curiozități, inclusiv ultima conducere a primăriei din orașul Chișinău în 1940. S-a trecut cu vederea, cel puțin din ceea ce știu eu până acum, s-a trecut cu vederea s-au trecut cu vedere sau nu s-a știut despre ele textele, inscripțiile realizate de către diferite personalități politice, chiar în aceste materiale colectate de către Emanuel Toleac. Adică noi avem informații despre propria persoană, ale unor personalități politice de bază și din Imperiul Rus și din perioada românească. Deci texte scrise manu propria, semnate de către persoanele respective, unele clar că aparțin lor, acestor persoane, pentru că spune eu sunt cutare și semnez cu mâna proprie și atest că tot ce am comunicat este adevărat. Și bună oară, avem aici, nu se vede prea bine, dar vreau să totuși să simțiți spiritul timpului. În prima imagine este o informație despre sine a unui important luptător pe teren național din anii 1917-18, Andronache, autorul albumului Basarabiei, albumului Unirii. Materialele din acest album tot circulă, unii le preiau foarte frumos și nu spun de unde le-au luat. În orice caz, Andronache lasă informații despre sine foarte relevante. Tot așa cum alături aveți imagini, fotografie cu textul lăsat de pictorița Eugenia Maleșevski.
Cred că informația anterioară, deci informația din dosarul 22, este de asemenea, sunt de asemenea inscripții cu mâna, cu propria mână, a lui Pantelemon Halipa și Ștefan Holban, dar și alții, sunt mulți, mulți alții foarte importanți, foarte importante personalități din epocă. Rămâne să mai să verific toate lucrurile astea ca să-mi dau seama dacă exact este manuscrisul aparținând lui, este caligrafia lui Pantelemon Halipa, dar în orice caz m-am lui polac și Pantelemon Halipa s-au cunoscut foarte bine din ceea ce știm, deci din diferite surse. Și ce, cât îmi mai dați? Mai pot să spun puțin, numai dacă acceptă și publicul, dacă vi se pare necesar să mai continuăm. Mulțumesc, iau tăcerea drept aprobare. Ce avem aici? În niște dovezi că Manuel Polac a intrat în relații cu autoritățile sovietice în 40-41 și a comunicat cu noile autorități. El a fost vizitat de către, sau el l-a cunoscut pe Andrei Danilin, un istoric și etnograf, colaborator științific al Institutului, al Muzeului de Etnografie din Leningrad. Andrei Danilin a venit aici ca să colecteze materiale pentru o expoziție organizată la Moscova, cred, sau la Leningrad, o expoziție Narod în Moldavie, vedeți ce mașinăria propagandistică sovietică deja funcționează, se organizează o expoziție, nu poporul sau istoria Moldovei, dar popoarele Moldovei, pentru că nu e așa, trebuie să fie multe și în teritoriul Basarabiei. Și alături avem un extras tot din mapele lui Emanuel Polac, din dosarul al 15-lea. El urmărește toate lucrurile astea, toate evenimentele și deci găsește în presă, în Pravda, o informație Vistavka Naroda Moldavskaya SSR. Deci cum a fost vernisată această expoziție și ce conține ea. Și în informația din Pravda se spune că, iată, au fost adunate, au fost prezentate mai multe manuscrise, artefacte și așa mai departe, și care, între altele, demonstrează prietenia moldo-ruso-ucraineană. Deci găsim toate toposurile discursului sovietic. Ce face Polac? Îl roagă pe acest Andrei Danilin să lase o inscripție în materialele sale despre sine, și această inscripție iarăși se găsește în fondul Manuel Polac. Noi am avut curiozitatea să, în familie, să căutăm pe acest etnograf Danilin, care se pare că a fost un om de bun simț, și am găsit două lucruri. În primul rând că a fost, a murit în timpul blocadei Leningradului și se poate, dar se afla în pericol de a fi arestat și fiica lui mică nici nu l-a cunoscut de fapt. Iar, și această fiică trăiește, iar despre preocupările etnografice ale muzeului respectiv
scris lucrări de sau scris studii și lucrări de doctorat în Occident, inclusiv. Asta ar putea să am putea să ne gândim că unele materiale de la Poleac ar fi ajuns prin intermediul lui Danilin în centrele de la Moscova și Sankt Petersburg. Pe de altă parte, un alt aspect, acest moment din acest element din biografia lui Poleac și a lui Danilin arată cum au circulat, cum au migrat piesele muzeale din RSS moldovenească în centrele de la Moscova și Petersburg și adică nu numai oamenii au migrat forțat, dar și obiectele și patrimoniul cultural au migrat forțat. Iar istoria aceasta cu Manuel Poleac s-ar putea să, dacă va fi descifrată, s-ar putea să ne aducă informații relevante. Și ultimul lucru despre care am vrut să spun este că Manuel Poleac s-a aflat în atenția poliției române în 1933-34 în publicistică mai ales, dar cred că și în studiile istorice s-a insistat asupra faptului că istoric, arheolog, autodidact, așa a fost el considerat, Vladimir Adiasevici, ar fi editat primul dicționar enciclopedic al Basarabiei. Deci a fost atribuit lui, au fost publicate câteva, un număr de fascicule. Unii cercetători vorbesc despre 8 fascicule din acest dicționar. Ăsta este al lui Poleac, dar o să vi-l arăt imediat pe al lui Adiasevici. Deci, iată, Besarabski Enciclopedice scris la bar, Adiasevici, sub redacția lui Adiasevici. Și deci istoricii vorbesc despre acest dicționar și spun bibliograful, bibliofilul și istoricul și Adiasevici. În realitate, lucrurile stau altfel. Și ne-a ajutat să avem o altă perspectivă, un dosar al poliției române, cum spuneam, din anii 30. Siguranța statului s-a interesat de această publicație, pentru că era în limba rusă, a vrut să știe de ce se publică, din ce surse. Sursele sunt foarte importante, cine îți dau banii dictează și muzica. Și, deci, îți spun și ce muzică să cânți. Și deci siguranța statului s-a interesat de acest proiect, că era doar proiect inițial. Și ce credeți? Acest dicționar reproduce aproape cuvânt în cuvânt materialul lui Manuel Poleac. În dosarul de la poliție se găsesc 5 fascicole. Acum eu mă tem să spun că sunt aceste fascicole. Pentru că un cercetător de la noi a spus că există, s-au editat 8 fascicole. Am căutat aceste 8 fascicole din dicționarul lui Adiasevici în toate instituțiile care au avut această publicație. Și Biblioteca Academiei nu mai are, s-au pierdut, nu sunt, nu se dau de urma lor. Deci, 5 fascicole se găsesc integral în acest dosar al poliției. Deci, descoperit întâmplător, identificat întâmplător, datorită colegului Ciobanu, care a zis, ia că am găsit, eu l-am găsit pe Poleac ăsta undeva într-un dosar. Ia vezi 5 dosarul ăsta. Și, Dumnezeu uneori îți pune mâna pe cap, zic, opa, astea sunt fascicolele cu informația respectivă.
Și deci când am confruntat ce se găsește în dicționarul sub numele lui Adiasenci cu ce conțin mapele lui Holeac, sunt cuvânt în cuvânt. Biografiile lui, biografia Elenei Alistar. Iată, în prima fotografie aveți dicționarul tipărit, în a doua, textul din manuscris. Aici, de exemplu, Zamfir Arborerale. Același lucru, acum nu mai avem timp să citim, dar vă rog să mă credeți pe cuvânt. Aici este Alexandru Macedon, regele sau conducătorul, împăratul din antichitate, luptătorul din antichitate. E același lucru, același text. Și iată materialul de la poliție. Ce, adică, mă rog, o filă, numai o dovadă. Și în ce constatăm? De fapt, dicționarul atribuit lui Enciclopedic, atribuit lui Adiasevici, cum spuneam, sunt materialele lui Poleac, dar ei au făcut împreună lucrul acesta, adică să nu ne imaginăm că Adiasevici a colaborat de la Poleac. Ei au colaborat și s-a publicat, s-a editat acest dicționar cu numele lui Adiasevici. De ce? Încă nu este clar. Din dosarul de la poliție, din materialele de la poliție, rezultă că între ei a fost o fricțiune, niște supărări între cei doi și au abandonat proiectul. Poate și pentru că de ei s-au interesat autoritățile statului, în orice caz ancheta a încetat în 1934, fără urmări. Nu mai am timp să vă vorbesc despre această anchetă, decât că voi, cred că cu asta voi încheia. Ironic vorbind, și poliția politică cu mania, cu tendința de a controla viața cetățenilor, a lăsat și un lucru bun. A consemnat toate despre tot sau multe despre cetățeni și dacă nu ar fi fost această anchetă despre Poleac, dacă nu ar fi fost alte anchete despre alți oameni de bază, personalități de bază, poate că nici nu am știut despre ei nimic. Dar așa, sunt multe cazuri de acest fel. Deci, informațiile relevante le aflăm de la ei. De la ei aflăm că acest, cel puțin așa spune dosarul, acum alte lucruri trebuie verificate. Dar contemporanii, informatorul credea că Adiasevici, prietenul lui Poleac, era naționalist ucrainean, că accentua foarte mult componenta asta slavă în spațiul nostru. Adiasevici a făcut gulagul, dar a revenit pe urmă și a lucrat cu arheologii sovietici, care au căutat urmele slave la noi, și tot așa mai departe. Lucrurile sunt extrem de încurcate, încălcite, dar există niște linii directoare, niște fire care trebuie căutate, studiate, să vedem încotro duce istoria asta atât de încălcită. Despre Poleac, aceeași sursă de la poliție spune că o fi având între 42-43 de ani, face asta și asta, vorbește despre faptul în câte exemplare trebuia să fie editat, 500 de exemplare, 300 de fascicule și așa mai departe. Adică aflăm și despre acest proiect care a rămas nerealizat. Iată, deci, că organele de supraveghere dau de muncă istoricilor și ne ajută să înțelegem oamenii care au trecut aceste probleme cândva.
Vă mulțumesc pentru atenție, iertați pentru curs și vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru comunicare destul de captivantă, o adevărată lecție de istorie. Eu vreau să zic că Biblioteca Națională are câteva exemplare din biblioteca lui Manuel Polac și regăvată este Ex Libris Uștampilă de pe coperta și pagina de titlul acestor exemplare, care este alcătuită din capul de bouă plasat în mijlocul Ex Librisului, iar în partea de sus, după câte se minte, scrie Basarabeanu, iar în partea de jos Manuel Polac. Și încă un moment țin să menționez că cărțile din fondul acesta, pe care dumneavoastră astăzi l-ați prezentat atât de interesant și relevant, ele au fost descrise și se regăsesc în catalogul Cartea Moldovei, volumul 3, care cuprinde perioada anilor 1849-1917. Adică cel puțin cărțile au fost descrise și să știe că ele sunt făcute referiri, că se află în cadrul Agenției Naționale a Arhivelor. În continuare, oferim cuvântul lui doamnului istoric Vlad Ghimpu, din cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei, cu comunicarea numii românești în scrieri pe scoarță de mesteacă din Novgorod, secolul XI-XV. Domnul Ghimpu, rog. Doamnelor și domnilor, eu vă prezenta, știu că fac ceva într-un necunoscut sau întuneric. Poate inimaginabilă pentru o parte dintre oameni, și că dacă istoria noastră mai cunoaște, inclusiv scrierile, limba scrisoarea, limba română, neașu, și dedicând aniversării a 500 de ani de la apariția scrie în limba română, manifestarea de astăzi. Eu mă voi opri, deci, la ceea ce mi-am pus scopul de bună bucată de vreme, de a suplini izboarele istoriei românilor, lipsă cu desăvârșire, că poate multe lume nu știe, că din secolul IV, până în secolul XIII, practic, are izboare documentată. Cu tot vecinii noștri pun în discuție ce am pus în parcursul istoriei, ați știți și teoriile glorioase, diferite altele, și inclusiv popoarele nomadii care au venit, deci știu când au venit, au documente, au istorie, într-un fel, și noi care am fost, știm că am fost, și evident că așa și era, dar nu avem documente și nu putem argumenta ce se întâmplă. Eu mi-am pus scopul să revaluez relațiile român-moslane și deci să văd poate aceste izboare care găsesc, de fapt, se găsesc în cultura asta, în scrierea altă, țări mijești, mare și mai ales slave, fiindcă, de fapt, informațiile despre români, despre etrodaci, romanizați, romanici orientali, au început să dispară sau au dispărut odată cu venirea slavă, colonizările slavă și formarea statului. Și în felul acesta, deci, iată și unul din materiale, am publicat mai multe studii în acest domeniu, sper să demonstrez, să dezvăluiesc mai departe. Sunt în proces și alte lucrări.
unele deci, din studii interdisciplinare, deci eu le-am făcut citind scrisorile prin scoase din steagă din Novgorod. În primul rând, m-am oprit că asupra onomastice, deci ele sunt scrise în limba rusă veche, dar o onomastică românească, care eu pot, multe vreme, și ce spune că acolo au fost români, au ajuns români, au emigrat, inclusiv au scris, chiar au scris și în limba rusă veche, și numerele au rămas. Dacă ei au fost asistați, limba nu putem spune cine erau și de multe ori, mă rog, poate numai pe niște denumiri, Colo, așa se mai interesează, rare ori, dar mai mult, aproape nimic. Mă referi în comunicarea mea la niște nume, deci o numească, întâlnite foarte mult în scrisori de pe scoarță din steagă. Ce erau aceste monumente de scriere scoarță veche, pe bună dreptate cu care ai reușit să-l puteți? Eu cred că trebuie să ne includem și noi studiam, că trebuie și noi dreptul să ne întâlnim ca participanți sau scriind, chiar dacă în rusă veche, după o perioadă de asimilare. Unul din numele cele mai des întâlnite, deci în documente, deci ele erau scrieri, uneori scrisori, alteori condice cu datorii care se dădeau în brunt, în produse sau în bani cuiva și cineva nota, iată, coaja asta de mesteacă. Și coaja de mesteacă, știți că ea este algă la... Și a venit un geniu cineva acolo, în gând genia, și am început să zgâri coaja asta albă, pielița care iese deasupra și desubt rămânea litera neagră, scrie literilor, a cuvintelor, inclusiv a unor scrisori, chiar și a unor caițele, adică pe coș, pe anumite bucăți de coș, pe care învățau copiii carte, deci învățau literă. În aceste informații, deci, am găsit iată așa nume. Unul din ele, foarte respondent, numele Sava. Întâlnit în foarte multe de scoarțe, deci scrie, ori cu datorii, ori cu cuvinte, mesaje. Evident, eu n-am copiat tot. Asta e într-un caz, în alt caz. Aceste momente scriere, ele s-au păstrat în pământ și nu totdeauna reprezintă chiar varianta originală, adică în totalitate, documentul care scrisoare completă, dar fragmente, cel mai multe ori sunt fragmente, uneori cu textul întreg, foarte rar. Deci numele Sava este foarte des întâlnit. Sava, Sfântul Sava Botul, dacă știți, a fost martirizat de plăi românești. În secolul IV și Sava este numele nostru românesc, care e frecvent. La ruși este totuși Saveni, mai răspândit. Deci Sava a fost dus de români, deci, care au migrat. Alt nume este și nume feminin, Fetinia. Numele românesc Fetinia. Alt nume este Micula. Micula este din Micul, transformat în limba rusă, adăugând litera A,
place de tip, dar ele sunt atâtea exemple, inclusiv de altfel de nume, care tot sunt foarte clare, care nu le am acum în coși, dar în alte documente, că este clar că este a fost un nume românesc Nicula, inclusiv Nicula. În cazul dat, eu l-am găsit în picoajă de mestea, Nicula, U Micule, Micule în celălalt, Nicula, Nicula Cuțeie, foarte mult Nicula. De la Micul, mai ales valoare, că până la creștinism, numele se dădeau într-un mod mai diferit, deci Micul, copiilor era numit Micul. Alt nume, deja creștinesc, este Noe. Noe ca prenume, deci deja preluat din scriptură, portat din persoană care se numea Noe, adică nu Noi, cum zic rușii, dar Noe. Alte nume, curs, inclusiv, intrat în patrimoniu comun, dar cu terminație românească. Grigorie. Приказов Григорий Кормонов. Deci Grigorie, scris numele românesc, inclusiv avem și diminutivat Grigorița. Iarăși numele românesc. Altele, Олферии. Deci, iar terminația IE, clară românească, Олферии. Deci, Григорий, мы есть на дате. Следит, я челаш, и тот, кто умон, и горе пех. Deci, се реферил на дом. Григорий, ты видишь, что я не Сашкин, Доман, probabil, dar este transformat. Доман este un alt nume. Доман și Болди, это am deja în altă limbajă, scriere. Доман, ce înseamnă numele Доман? Доман era denumit omul care se năștea duminica de la Sfântul Domenica, deci care îl aveam noi, latinesc. Deci, poate dumneavoastră știți de Duman. Deci, deva, Duman a evoluat din Doman, dar prin influența creștinismului, deja numele deci, laice erau mai vechi, erau scoase așa la marginale și acum au devenit nume divinite. Deci la vechi, dar știți că s-au vorbit, da, Duman, da, și după acasă, Duman. Deci, dar inițial a fost Duman. S-a mai păstrat numele Duman. În România este și un scriitor, i-am scris despre asta. Mai am o inscripție într-o biserică Duman, din secolul XIII. Și zic că are un nume foarte frumos și foarte deosebit, dar el zice, mi-a scris atunci pe Facebook, aici e un nume de bou. Mă rog, omul poate a glumit, eu știu, dar eu zic, domnule, nu vă faceți grijă, atunci când era, se numea Doman, deci el era foarte valoros, deci el este paralel, în greacă, Chiriac, deci asta e același nume Doman, la dom, de la dom, inclusiv în slavonă, și slavii l-au preluat și i-au spus nedele. Deci omul care e născut, cum îi spun la duminică, îi spunea nedele, deci i-au spus nedele. Deci nedelcu, ăsta e, de fapt, Doman, dar deja slavizat. Preluat din slavă. Și Bolde. Bolde, deci e clar, este numele Boldea. Doman mai este și compus. Domanec.
Pitoman plus Niemcă. Niemcă este englezia, nu știu ce este. În Evo Mediu din Turin, Niemcă se mai spunea și la o albuniță, deci, care era un semn de față, deci, sunt chiar și ansamblu și exemple altele mai deosebite. Deci, doman și nec, deci, doman cu nec de față, cu albuniță. Printre alte nume este U chirică, U tulpină, deci chirică, tulpină. Nume în românesc, iarăși, scris, deci, pe scoarță. Alt nume, Poclonă, Odieva, Procopie. Adică, închinăciune de la Ev către Procopie. Deci, Procopie, cu terminație românească, deci, în două documente n-am scris nimic despre două persoane. Alte mențiuni, secolul XII, crinilo. Deci, crinilo se referea la floarea de crin. Și deci, era un nume românesc, el în slavă nu există așa. Ochiș și ciupro. Ochiș, știm de ce înseamnă ochiș, de la ochi. Ciupro, de obicei, era numele hipocoristică a lui Ciprian. Sau Ciprian, deci. Rușii foarte repede l-au uitat, chiar și, și au început a spune Ciprian. Dar anume, rămas în anumite elemente, deci cu Ciupro, Ciprian, deci a fost dus, deci era un nume clar românesc. Alt nume, care fac și atestă o diferență de timp, că toate numele acestea, ele uneori sunt mai târzii, iar chiar avem și 12, dar și 15, dar ele au fost conservate într-o perioadă mai devreme, că migrația aceasta a avut loc odată cu slavii. Slavii nu s-au născut la nord, cum s-a corea, sau au venit de la nord. Ei au locuit în nordul Carpaților și spre nord, încolo la Novgorod, ei au fost niște noi veniți cu care au mers și români. Deci asta eu o spun și prin alte studii care acum aștept să publici, deci anume și condițiile în care s-au întâmplat lucrurile acestea. Deci ei au fost colonizatori la Novgorod, slavii au fost colonizatori peste alt popoare, împreună cu românii care s-au dus și pe slavii de la Dunăre. Și deci în acest context avem numele Domitri. Na Domitri, Dolg, Domitri Miloslavovi, U Domitra, от Домитра, деч Домит, Домитров ден, деч тоа е зива Свето Домит, Домитр, деч аста е, не Димитри, не ниш Димитри, дар ести апробиради Домитру кај ајува, каши дума дома, ан дума, деч Домит, а ајува ан Домитру, мајка дил, кај ми лавим ша аста што шпим. Printre numele feminine, deci U Popadei, U Pavloveia. Deci, Popadeia, deci, era matușca, probabil, Popadea. Dar mă ofer aici la numele ei Pavloveia. Pavloveia, deci, preoteasă sau matușca, lui Pavel. Dar Pavlovie e scris nu-i Pavlova, cum sunt numele rusești.
Dar, de fapt, asta a fost o călătorie dusă de români, cum ar spune Pavălaie. Deci, o Pavlovie, asta e Pavălaie. Și care a rămas și numele de familie. Sau Săvoaia, a Săvoaie este. Mai ales este Brut, sunt așa numele. Și ele sunt mai multe. Iaroș Covea, el al lui Iaroș, deci lui al lui Iaroș. Fiindcă mai ales documentele românești medievale sunt pline cu așa numit. Deci noi am avut, dumneavoastră ați avut femeile, alături de bărbați ați avut numele deosebit. Mai târziu s-a utilizat modelul ăsta vest european, cum a spune soții numele bărbat. Deci, în documentele medievale avem Varticoaia, deci soția lui Vartic. Dar e plină de așa numele, diferite. Am mai spus Savoaia, sunt foarte multe, deci, inclusiv, deci, aceste forme au fost duse, cred și au influențat, inclusiv, apariția numilor feminine care au rămas până astăzi la ruși. Pavlova, Radopovaia. Radopovaia era la Radoc, Raduc. Dar soția lui era Radopovaia. Alte nume, deci Matei, Mateica. Deci numele Matei. Rusește e Matfei. Deci, Pudoman, deci am vorbit. Onișca. Onișca, Jirkov, Onkovici. Deci, Onișca, asta e Onea, Onica, și Luca Onișcu. Deci, după Onea, Onișcu, Luca se numea, și inclusiv Onișca, altul scris individual. Письмо от Вавулы. Вавулы и Вавул, дичь али артикул хоторит румынецк, ши Вавул, это яра обырги, кари сучав гривотец, есть инвекционар румынецк. Дичь, дар инклюзив по артикулу эса хоторит, это индивидуализация, как вот румынецк. Вавула. Сау Вавул. Ортимия. Câteva scrie cu numele Ortimie, deci Artimie, probabil. El totuși era un scris popular, deci cunoașterea asta de carte pe care o făceau Efimie. Efimie. Deci o leagă deosebit de astăzi Efim, dar cu terminația românească e. Domitru, deci despre Domitru am vorbit, 20, Uilei, Utudora, Ustrahona, Uhosu, Unesula. Deci Ilei, Tudor, Strahon, Dragon, Uhosu, Unesula, foarte multe personaje. Deci aici sunt vizați în profesoare, Răun care avea nume răunești. Tudor, dintre ele, a fost foarte dezvoltat, foarte răspândit în mediul acesta. Chiar până în secolul XII, deci Tudor, inclusiv și Kiev, am întâlnit în alte lucrări, în alte izvoare, deci se numea și Săptămâna Sfântului Tudor. Deci Tudor ca înainte de apariția lui Fiodor. Și numai în
în rezultatul unei găsiri, unei ștampile de drum, s-a găsit că pe o parte avea scris numele Tudor a proprietarului, iar pe cealaltă parte era Sfântul Fiodor. Deci, identificarea era de la Tudor la Fiodor, care a venit mai târziu. Alt nume, Siman, este întâlnit foarte mult în, în Rusia, nu le rusesc, chiar rușii le cunoșteau, sunt cei care au publicat, dar este, sunt în documentele noastre numele Siman, foarte mult. Ondrichi, Celombio, Ondrica, se închină. E expresie medievală, asta. E vorba de Mondrică, deci Andrică. Andrică cu sufix tipic românesc, că care nu e Andreica, nu e altfel, să spun, dar deci este cu sufix românesc. Iată cum se pronunța Zaharie. U Zaharie, u papa. În scrisoare, e bolestii vorba. Deci, Zaharie, scrie, Zaharie, deci cu terminația ei. Rașcu. Rașcă, avem și localitate, dacă o știți. Dar rașcă provine de la un instrument de prins pește, de ascuțit, care se prinde peștele în, în apă, mai ales unde e, apa e joasă și e limpede, sunt fibri. Asta e rașcă. Inclusiv oamenii purtau, deci erau porecul așa, de la anumite instrumente rașcă. Deci, un nume Martine Tataia. Eu am gândit că totuși aici Tataia, e Tataia care e știut de noi acum, Tataia, Mamaia și așa mai departe, care se referea la, la bunic. Cred că o să întâlnim și o altă formă. Un nume feminin, Domnica, este iarăși întâlnit în scrisorile acestea. Alta, у Нежаткины, у Строина. Нежата, это была не, уже трансформали на моей дискутемой, да, Строина, и чей номер Строин, я у персоны, у номер Клар Равнес. Ярил, от Ярила к Анании, дичь Анании, дичь Ананий, era scris Onanie, adică Ananie. Iarăși cu terminația românească. De asemenea, Haritanie. Deci Hariton se mai pronunța și cu formă tipică, deci medievală, mai, mai târziu. Hariton, dar Haritanie. Uelichie. Гривни, адика садаш датори, а ты для гривни елик. Елика, у Фросени. У Фросени, не Фросени, а мой моему феминин. Указан дат, у Фросени я барбат. Им шесть Поклянени от Егумене к Офросении. Значит, инкиначуни дела Егумен к этой Офросении. Значит, Офросении, терминация Равнецка. Поклонок Степана к Покте. Покте, мой фост интернет, тогда ты понимал, роман Покта. Покта, я люблю, конечно, тот уж есть борьба не Покта. Адика, ceea ce știm încă din 1600 la Mihai Viteazul, asta e pofta și am pohtit. Deci pofta atunci se numea
Pohta. Nu, 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 nu știu dacă asta anume se referea atunci, dar oricaz cuvântul era deci, deosebit. Inclusiv el deci, este vechi și era atestat în, în Rusia. Deci, Pohta. Ostașca. Deci numele Ostaș, ăsta e clar că e, așa cum era Voi sau Voica, Voico. Deci partea, deci numele românesc era Ostașco. Ostaș. Foarte mult, sunt Ostaș. Cu Negol, iată, am vorbit mai sus numele compuse, dar iată, l-am aici articulat. Articulul întâlnit. От Негола к Петраку. Și altul, от Негола и от Говена. Deci, Негол, ăsta e Негол. Если știu din exemplu, din sudul, deja sunt prezentate elemente, apariția articolului ul, deci în articol hotărât românesc, deci a fost ul mai întâi. Deci, negul, asta e negul. Dar într-o variantă veche, care s-a conservat în Rusia și a rămas, deci la noi s-a, deci el s-a dezvoltat, a evoluat negul, dar în Rusia a rămas negul. Un cuvânt tetâni. Tetâni, asta e tătâne. Mai sunt cu femenine, deci iată, mai am o pleșeveie, две куни. Пешевее, iarăși, este feminin, de la, la bărbat. Bărbatul probabil că era peșu. Și femeia este pleșeveie, deci pleșevoaia. Eu știu, după pleșu, după pleșu. Deci, ceea ce am spus eu, că trebuie să vă uitați în documente, sunt o mulțime, mai este la Gonța, unde prezintă lista de nume. Acolo e plin cu nume de feminini, după bărbați. Dar numele feminin. Deci Sava era Savaie, deci era soția lui Sava. Și altul. În acest context voi prezenta nu prea multe exemple, dar voi prezenta și apelative, deci niște cuvinte așa mai simple, care denumeau obiecte. Deci dacă celălalt era un mastic, deci nimic propriu, și așa mai departe. Deci, iată, este o scrisoare, unii se referă la un câmp acolo, din creștea secară și spune «Было есть господин на пустопержи». Am fost eu, domnule, la пустопержи, adică la пержи всех. Пержи care nu face rău, пустопержи. Alta, deci altele, deje, mai ales sunt foarte multe cu deje, deci împrumuturi cu deje, de secară, deje rji, deje col deje, dat milianul 8 deje. Deci deje este în dicționarul românesc și deje este un fel de vas mic, făcut din doage, din lemn. Asemănător cu ciubărul, dar mai mic puțin. Deci, și îți dădea ca măsură, deci, inclusiv măsurau, iată și datoria care oamenii la foamila sau când nu e de ajungea iarna, împrumutau de la ceilalți care sau cumpărau sau împrumutau din mâncă. Deci, iată deja. Întâlnim cuvântul deja, cuvântul românesc, atestat. Alt cuvânt, într-o
scrisoare, îi spune solicitantul care îi scria scrisoare, «Не ходи к ошедели! Не ходи к ошедели!» El a spus «Не ходи», așa, mai popular. «Ну ты душни ла шедели!» Deci, Rusia era teren mult și erau diferite proprietăți, nu numai la noi sat și moșie și așa mai departe, dar inclusiv era locuri unde omul ședea. Deci, un stăpân își făcea un loc, probabil, de vânat și era o ședere. În limba rusă, ei le-am găsit mai, dar mai târziu, posidienie sau sidienie. Deci, oamenii unde era un fel de proprietate care era ședere. Deci, el acolo mai ședea, se ducea și avea locul său de vânat, undeva, poate, suprafață oarecare și o cocioacă oarecare, o colivă, unde el stătea și ducea special. Sau vâna, sau poate prindea pește, eu nu știu ce ședere putea să aibă el. Dar cuvântul este românesc. Și i-a părut principal că înaintea rusești. Eu, deci, variantele ruse, sidienie, posidienie, le-am găsit mai târziu. Alte cuvinte, dejear, dejec, ham este. Ham, hamieț, autorilor, ham, în cultura rusă mai este cuvânt, chiar ce, ham, știți? Dar aici autorii, după context, l-au tradus așa. Hamieț, polotnișcu, adică ham, ham care e o curea care se pune la cai, deci se pune. Deci, în cazul dat, era vorba de un cuvânt românesc, ham. Mai multe cuvinte cu ham. Cuvântul covrigo. Iată este și covrigo, deci nu știu, îmi pare că acum ai spus covrișca, dar e influență românească. El și după etimologie, covrig este cuvânt românesc, așa cum arată unii lingviști. А я тебе не кобежанин, я тебе не скудятина, то есть не нищий. Кобежанин чераича. Омулу я и распундяра ку Ивану. Кобежан, а дикать для коби. Я ну я раун кобит, варикари. Кобежан, а дикать кобешан. Я ну я раун кобит, варикари, кари кобешки. Sau un cobăit, cum se spune. Dar el nu era cobejan, adică cobeșan. De la coabă. Adică de la un cobăit, un om care se poartă, mă rog. Deci, inclusiv în scrisori de așa populare, care reflectau o stare de spirit a omului, adică de revoltă, de altfel. Cam asta eu am avut de spus. Avem în perioada aceasta... Care sunt sursele de voastră? Scrisorile Ticoajă de Mesteac sunt publicate în vreo 11 cărți. În acești? Da. Da. Sunt publicate în cercul de Arțipovci, arheologul Arțipovci, cu Ianin, Câți s-a vărăcit de la lucrurile astea? 11-15. Da, ele sunt, culegerile acestea sunt la Biblioteca Națională și la Biblioteca Academiei. Ce vreau să spun? Totuși, noi aproape nu figurăm pe hartă.
Poate nu știm ce nimic, dacă mai știm, dar nu vor să știe ce e din jur și noi n-avem ce dovedi totuși. Mai clar. Mai clar. Eu sper, iată, într-un timp scurt să apară și un articol unde eu am găsit că românii, de fapt, au fost la baza alfabetului preslavon, care astăzi se numește chiriric, dar preslavon, în baza literilor grecești, fiindcă romanitatea orientală, într-o perioadă când Bizanțul trece de la limba latină la limba greacă, a impus romanicii, deci cei care scriau și inclusiv prin calchiere, am văzut, calchier de sunete, deci combinări de litere latine, deci cuvinte latine, scris cu litere grecești. Deci, și la baza, eu cred că la baza va apărea acest studiu, cum va fi apreciat, un alfabet nou, de fapt, va se da la cei care l-au publicat un alfabet nou, deosebit de slavon, deosebit de grecesc. Pentru că el avea o diferență de litere, puțin adaus, deci mai mult ca grecești, dar îndeajuns pentru a fi un alfabet slavon. Concluziile autorului le face totuși, au fost ale unor creștini până la 988, când s-au creștinat rușii. Dar a cui, el crede că după niște legende că au fost slave, dar cu literele cele, cu alfabetul cea nu se putea scrie în limba slavă. În schimb, se putea scrie în limba română, de fapt, în limba latină populară. Astea sunt multe. Mie îmi pare că dacă ar fi organizată o întâlnire între cercetători între noi și Comisia, ar fi foarte multe momente de așa discuții și contradictorii. Ce se referă la alfabetul latin? Deci apare în prima variantă, adică la început, 21 de litere. Ca bază au fost luate, deci, caracterul și literele de la greci, dar două litere au fost luate de la etrusci, un neam de, deci, cu rubiri cu daci, pe care au emigrat în, deci, în Italia. Și la început, literele U, W, V, deci nu existau. Aceste litere au apărut în alfabetul latin mult, mult mai târziu. Deci așa o informație, pentru că noi mai facem și caligrafie și să știm. Nu știm, strămoși și ruși. Mulțumesc! Deci, ceea ce e știut, deci eu nu-mi propun să dezbat din nou, adică alfabetul grec s-a constituit de sute de ani și deci eu nu pot, eu nu pun în discuție niciodată, nici nu am de când. Alfabetul latin tot așa ia să cunoștință. Desigur, el are istoria lui, apariția lui, etrușii, au fost ei și prin la noi, etrușii au fost din arealul celor și sudic. Dar pe mine mă interesează să văd elementele care au continuat și deci, au perpetuat și ne-au reprezentat pe noi. Eu cred că romanicii, românii noștri care s-au numit mai târziu, au folosit și alfabetul latinului întâi, apoi l-au folosit ăsta grec, trecând, calculind multe expresii de cuvinte latine, pentru că ele chiar se observă în text. Deci,
Texte istoriografice și aici am dat exemplu de cronica unui om care a scris la domnitorului Ștefan cel Mare, care a ajuns în Rusia odată cu fiica domnitorului Elena, care s-a căsătorit, după cum se știe, cu fiul cuniazului Rusiei Ioan Preglea. Și această cronică Moldopolon a fost descoperită întâmplător în cadrul unei alte cronici și destul de vechi din spațiul slavon, care se numea Voskresenskaya letopisă, dacă nu mă înșală memoria. Acum, pentru că au finalizat toți vorbitorii care vreau să fie astăzi comunicările lor, noi vă mulțumim pentru prezența la reuniunea noastră de astăzi. Mulțumim-vă pentru ziua de astăzi. Vă invităm și mâine, pentru că continuăm mâine cu secțiunea a doua, Exhibrix și grafică de carte, dar și cu lansarea acestei expoziții, inaugurarea expoziției da, și acel regiu al poeziei, domnul Vasile Paulescu, mâine va face această prezentare, și cu o lansare de carte, și cu alte comunicări interesante. Deci, dacă astăzi a fost o zi mai, așa, mai agitată, sperăm mâine să fie un pic mai lucrativă. Așa, mai lucrativă. Da, vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm și eu. Mulțumim!